Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Piața Revoluției pentru că astăzi vom păși pe urmele evenimentelor întâmplate în 1989. Suntem cu doi oameni foarte importanți pentru acest material și o să-i rog pe dânsii să se prezinte. Vă salut, bună ziua! Bună ziua, bună dimineața! Eu sunt Octavia Cornea. Și împreună cu colegul meu, Alexandru Binescu, facem turul Revoluției prin București. Super! Da, avem turul în București, de asemenea mai facem la Cluj și la Timișoara împreună cu parteneri locali și chiar sperăm să ne extindem în alte orașe anul acesta. Ne-ar bucura foarte tare pentru că vrem să vedem și să cunoaștem mai mult din ce s-a întâmplat atunci. Și pornim de aici, din locul cel mai fierbinte, să zic, dar nu singur, pentru că au fost mai multe locuri fierbinți. Am ales să începem de la Memorialul Revoluției, pentru că el este închinat tuturor celor care au luptat și au fost uciși la Revoluție în toată țara. Iar evenimentele din decembrie 89, dacă încercăm să le facem o cronologie, încep în Timișoara. Ne folosim de zidul care este în spatele nostru. El, teoretic, ar trebui să reprezinte pe toți cei care au fost uciși atunci, pentru a vorbi despre ce s-a întâmplat întâi în Banat. Da, și reprezintă oare chiar pe toți? E o discuție la care am consultat specialiști cum de fapt procedăm cu întregul tur. Nici zidul acesta și nici cifra oficială nu este definitivă. Odată la câțiva ani se mai operează mici modificări, de exemplu, de la istoricul Constantin Corneanu ne-a povestit că de la Ministerul Apărării cifrele mai au mici variații și atunci nu se poate determina exact câți morți au fost, cu aproximație 1200. Ok. În toată țara. Da, exact. Iar începând cu Timișoara, vreau să recomand o carte care pentru noi a fost foarte utilă. Este Marius Mioc, Revoluția fără mistere. Marius Mioc e un participant la evenimentele de acolo și compilează în această carte documente care indică foarte clar cum au început evenimentele în orașul de pe Bega, inclusiv mărturii ale oamenilor cu nume și prenume care au participat și practic au declanșat ce s-a întâmplat acolo și apoi s-a răspândit în restul țării. Pentru început e ziua de 15 decembrie 1989, când autoritățile locale din Timișoara trebuiau să-l evacueze pe preotul reformat de etnie maghiară Zlatan Tăcăș, pe care l-avem și în această fotografie. Teoretic fusese un proces intentat de Biserica Reformată acestui angajat al ei, care avea o atitudine rebelă. Ajunsese în Timișoara mutat, după ce a forțat. Fost mutat, da. Și abordarea a fost că o să-l ducă într-o biserică unde există un preot principal și o să rămână preot secundar pentru o groază de timp. Doar că s-a întâmplat un lucru neașteptat, a murit preotul principal. Și așa ajunge la Zlatan Tăcăș, de fapt, să fie principalul preot în biserica Sfânta Maria, care se află în centrul orașului, piața Sfânta Maria, și unde, încă din perioada austro-ungară, este un nod de transport în comun. Sunt tramvaie care, încă de la sistematizarea
făcută în secolul XIX, circulă pe acolo. E, pe parcursul anilor 88-89, Lazlo Tăcăși ajunge cunoscut în comunitatea maghiară de confesiune reformată pentru slujbele pe care le ținea și pentru faptul că aveau loc și alte activități. Și adună tot mai multă lume la predici, de unde participarea la slujbă nu era neapărat foarte mare, începe să adune tot mai multe sute de persoane, să umple biserica până la refuz și sigur asta era un aspect care nu scăpa ochiului securității. Dar cum reușea să adune atât de mulți oameni? El avea un anumit fel de a prezenta predica și alegea pasaje cu tâlc din Biblie sub pretextul că ele se găsesc în Cartea Sfântă. Okay. Cum poate unii știu, în Cartea Sfântă se găsesc foarte multe lucruri, unele din ele contradictorii, și atunci fiecare poate să aleagă ce îi se pare potrivit. Și Lazlo Tăcăși putea, de exemplu, să vorbească despre libertate, alergând pasaje care se potriveau. Okay, interesant. Da, și asta era un aspect al activităților care se desfășurau în Biserica Reformată la Piața Sfânta Maria. Un alt aspect sunt spectacolele care erau în afara slujbei. De exemplu, era o trupă de teatru, Talia, de cetățeni români care aveau din maghiară, și susțineau anumite spectacole în care erau și cântece, și asta a dat un imbold mai multor membri ai comunității să se implice, să participe și la slujbe, dar și la ce se întâmpla după. Odată cu asta au intrat și în vizorul autorităților, pentru că desfășurau activități care nu erau pe placul regimului. În general, orice fel de activitate care nu se înscria pe linia trasată de partid în România, nu era. Trebuia să fie supravegheată, în primul rând. Da. Și lucrurile au început ușor-ușor să crească și în amploare și în tensiune și până la urmă autoritățile au început să sceneze diverse chestii ca să îl înfricoșeze și să-l țină sub control. De exemplu, niște necunoscuți l-au atacat pe stradă, s-au spart geamurile bisericii reformate, iarăși de către necunoscuți, nu știm cine. Enoriașii primeau în cutiile poștale copii Xerox cu banane, portocale și lucruri care nu se găseau în magazine și mesajul era: uitați cum se îmbuibă preotul vostru. Mm-hmm. Lucru care, bineînțeles, că acum sună într-un mare fel, că oamenii nu aveau acele alimente, noi toți nu le aveam, dar în același timp încercau să-i manipuleze, să creadă că pastorul Lazlo trăiește bine și încercau să creeze această falie. Da. Au mai fost și evenimente dramatice care au escaladat situația. De exemplu, a fost un membru al congregației care a murit în condiții neclare și preotul Lazlo Tăcăși a pus moartea lui pe seama securității. Fără a susține că s-a întâmplat asta sau nu, fără a susține niciuna dintre variante, cu siguranță această dramă a contribuit la o atmosferă de suspiciune și în același timp a întărit și a întărâtat comunitatea. Și Lazlo Tăcăși a început să devină un simbol nu doar pentru maghiari, ci în general un simbol al românilor care doreau să apară o schimbare. Și sigur ajunge cunoscut în presă, în presa din Ungaria, dă un interviu, are mai multe intervenții în care critica politica regimului, de exemplu, de sistematizarea satelor, ceea ce urma să se întâmple sau ar fi urmat să se întâmple dacă nu aveam o schimbare a regimului atât de radicală.
Da, și se opunea, sigur, și politicii restrictive în privința libertății religioase și expresiei spirituale religioase. Da. Da. La un moment dat, de exemplu, i-au făcut o percheziție inopinată și susțineau că i-au găsit o chitanță care dovedea că era membru al serviciilor secrete maghiare, de exemplu. Sau au intrat niște spărgători în casă și l-au atacat fizic. Lucrurile deja depășiseră un anumit nivel. Da. Și el, împreună cu prietenii care erau în casa parohială, s-au luat la bătaie cu ceilalți încercând să-i scape, să scape și să nu-i, să nu-i lase să fie teoretic uciși. Și în această atmosferă a început procesul prin care, teoretic, biserica reformată trebuia să-l dea afară pentru că era angajatul ei. Și locuia nivelul, în casa parohială. La nivelul practic, bineînțeles că totul era o presiune a autorităților comuniste. E, până la urmă, după ce se trece prin toată birocrația legală, tipică unui stat dictatorial, el trebuia să fie evacuat pe 15 decembrie 1989. De fapt, cum aflăm și din această carte, un detaliu foarte puțin cunoscut este că hotărârea nu era bine scrisă, uitaseră să o menționeze pe soția lui și ar fi trebuit să mai amâne, pentru că grefierul, grefiera, să corecteze actele respective. Dar nu mai aveau chef să... Să mai amâne. Nu mai aveau chef să... Și au zis, nu mă, gata, pe 15 decembrie mergem să îl scoatem. I-au trimis și foița, anunțul oficial, și Lazlo Tuchie și în duminica de dinainte la slujbă le-a zis, iată, prezentați situația și vă invit să asistați la ceea ce se întâmplă. 15 decembrie pica vineri. E, în ziua de vineri deja sunt câteva zeci de noriași care stau în fața casei parohiale cu lumânări. Se răspândește vestea în oraș, se adună mai mulți oameni, autoritățile nu vor să facă un caz internațional, adică să crească și mai mult amploarea cazului. El oricum era cunoscut la nivel internațional și în general, atunci când erai cunoscut la nivel internațional, asta pe de o parte te făcea o țintă autorităților comuniste, dar pe de altă parte îți oferea o anume protecție. Nu e singurul caz. Dacă, de exemplu, vorbim despre Mircea Dinescu, el a fost în arest la domiciliu mai mult de un an, în preajma Revoluției, și din cauza unui interviu pe care l-a acordat revistei franceze Libération. Pe de altă parte, autoritățile nu au încercat să-l asasineze, cum a fost situația, de exemplu, a inginerului Gheorghe Ursu și a multor alte persoane absolut necunoscute care au căzut de la fereastră, da, de exemplu. Sunt niște cazuri pe care documentează istoricul Dumitru Lăcătușu, în care securitatea a aplicat o politică de, se numește, defenestrare. Oameni care au avut o discuție cu un agent al securității și, din greșeală, au căzut de la fereastră. De mai multe ori. Oameni care au avut o discuție cu niște agenți ai securității și a doua zi au fost găsiți morți cu o mână ruptă, cu tot felul de chestii de genul ăsta și care, din păcate, nici în prezent nu sunt foarte bine documentate pentru că accesul la arhive este foarte dificil. Cei care erau deja cunoscuți în mediul internațional, inclusiv Radio Europa Liberă, inclusiv de autoritățile occidentale, beneficiau, să o numim, o mică protecție. Și Lazlo Tuchie și era în situația asta. Iar pe 15 decembrie, autoritățile n-au vrut să inflameze mai mult. Și au amânat că ce poate se întâmplă. Aia sunt câteva zeci de oameni cu lumânări, o să plece și o să își vadă de procedură. Doar că era în 1989, când în jurul nostru erau foarte multe schimbări și da, românii, da, diferent de etnie, își doreau asta. Sperau oamenii. Și atunci s-a răspândit vestea și au venit mai mulți oameni. Mai ales că era un nod da, de tramvai. Cumva era accesibil, acolo, da.
Da, iar până la urmă a sosit și primarul acolo. I-a făcut niște promisiuni la Laszlo Tőkés. Laszlo Tőkés a venit la fereastră. 15. Exact, exact. A venit la fereastră și a făcut apel la oameni să meargă acasă. El a povestit și ulterior, nu se gândea că o să întâmple ce a urmat. Se simțea foarte responsabil de situație și pentru integritatea lui, dar și pentru acelor care erau în stradă ca urmare a acțiunilor lui și nu ar fi dorit ca cineva să sufere din cauza autorităților și de asta a făcut apel la oameni să meargă acasă. Doar că deja începea ceea ce se va vedea în zilele următoare, că oamenii acolo își găseau propriile motive ca să fie. De fapt, prin simbolul lui Laszlo Tőkés începeau să-și exprime nemulțumirile personale față de situația care era în România. Securitatea a filat tot și i-a trimis rapoarte lui Nicolae Ceaușescu. El era la curent încă din ziua de 15 cu ce se întâmplă. Ce, există fotografii și chiar din seara aia, securitatea, făcute de securitate, probabil. Securitatea trimitea aceste rapoarte peste capul autorităților județene. Prim secretarul de județ putea bănui că se întâmplă asta, dar el nu era informat. Da. Mergeau direct la Comitetul Central. La nivelul lor, da. Exact, la cabinetul numărul 1 mergeau rapoartele și ca atare putem concluziona că dictatorul la rândul ei considera că nu se va inflama situația și indirect prin a nu lua poziție în ziua de 15 era pe aceeași linie cu autoritățile. Deja erau câteva sute de persoane dimineață. Era sâmbătă, nu era zi de lucru. Exact. Sau era mai, zi de lucru, era, dar poate mai puțin. Poate da? Mai puțin, da, că atunci da, se lucra. Destinul a făcut că era sâmbătă și unii oameni lucrau și sâmbătă, bineînțeles, dar era o zi mai lejeră și atunci erau și mai mulți oameni care au venit acolo pentru că s-a răspândit zvonul, erau curioși. Da, și cheia a fost că erau tot mai diversi. Nu mai erau doar membrii congregației, nu mai erau doar etnici maghiari și doar reformați. Cine a mai apărut? De exemplu, erau români ortodoxi, normal, care reprezintă majoritatea în toată România, nu doar Timișoara, însă erau și români de confesiune baptistă. Au venit și jvabi, au venit oameni nemulțumiți că se închisese târgul, iar Marocul, care aducea marfă din Iugoslavia. Da. Se închisese în perioada premergătoare, o măsură destul de dură a autorităților pentru cei care sperau să mai găsească ceva. Au venit și ei acolo. Au venit rockeri, care ei aveau o problemă istorică cu regimul comunist. Și atmosfera s-a mai animat. Însă, în continuare, nu era ceva pe față împotriva regimului. De exemplu, la un dat oamenii au aplaudat, la un dat au făcut o Hora Unirii, vechiul cântec al scriitorului, poetului Vasile Alexandrii, și care era folosită de autoritățile comuniste, da, era folosită chiar la emisiunile televiziune române. Bineînțeles, partidul își dorea ca oamenii să facă acea Hora Unirii în jurul lui, nu contra. Și oamenii au luat acest cântec folosit des de autorități și l-au pus, i-au dat o altă semnificație. Iar în seara aia agitată, în care lumea începe să se strângă deja, sunt sute de oameni, încep să fie sute de oameni în fața... Mai vorbim deja de sâmbătă seară, nu? Mai vreme să mai spun un detaliu pe care îl povestea un revoluționar, Daniel Vighi. El era acolo, ca toți ceilalți, cumva fiecare știa că e acolo pentru că vrea să protesteze într-un fel sau altul, dar nu știau exact ce să facă. Și povestește el că o femeie de vis-a-vis, din apartamentul ei, la un moment dat a deschis fereastra și a început să strige la cei care erau în fața casei parohiale,
da, ce tot stați aici? Ia plecați acasă, ce-i cu voi? Ce, hai, toată lumea, ce sunteți voi? Și... Ce sunteți voi? Cred că asta e interesant. Da, ei bine. Ei cam știau eu, ce sunt. Eu acum cumva încerc să relatez cuvintele femeii, nu e un citat exact. Însă ea, clar, era nemulțumită că oamenii s-au adunat acolo și încerca să pună presiune pe ei să plece. Bineînțeles că erau niște civili care filmau și care cu siguranță erau de la securitate, se făceau fotografii, erau și niște milițieni puțin mai încolo. Iar o parte din oamenii ăștia, care stau în fața casei parohiale, încep să dialogueze cu acea femeie și se spună, dar ce, noi de ce nu avem voie să stăm aici? Păi da, ce, că legea ne dă voie să staționăm. Ce, n-ai voie să stai pe trotuar? Și revoluționarul Daniel Vighi spune, consideră că acela e viitorul nucleu al revoluției. Al oamenilor care puși față în față cu o situație în care trebuie să aleagă, ușor, ușor ia o decizie să se confrunte cu pericolul care era să fie arestat, bătut și așa mai departe. Da. O mână de prieteni, între care se afla poetul Ion Monoran, se afla Daniel Zăgănescu, prietenul lor Laszlo Borbély, s-au vorbit dinainte despre tensiunile astea, despre ce se întâmplă în oraș și au oprit tramvaiele. Deci tramvaie care veneau, deci acolo fiind un nod de tramvaie. Da. Așa. Asta sâmbătă după amiază seara. Da, 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 da? Exact. Okay. Deci o parte erau încărcate cu muncitori care veneau de pe platforme industriale, nu din centrul orașului, evident. Și atunci oprind tramvaiele, oprind un singur tramvai până la urmă, toate se opresc în spate și sunt forțați să coboare sute de oameni și dintr-o dată să se adune o mulțime și mai mare. Oamenii ăștia, Daniel Zăgănescu, Ion Monoran, Laszlo Borbély, și-au asumat un risc deosebit, pentru că, deși nu stabiliseră dinainte, și-au spus numele în public. Au început, la un moment dat, să scandeze. Deci, nu știu, o imagine din asta înflăcărată, în care 1, 2, 3 bărbați se urcă pe un tampon de tramvai și apoi se urcă și mai sus și strigă către oameni, inclusiv strigă... Sigur, infatuați, înflăcărați, strigă că nu le e frică de securitate. Cum era asta? Acum, sigur, e era greu wow. Să ne imaginăm așa. Am adus aici o carte, o frumoasă ediție scoasă anul trecut, la 30 de ani de la decesul poetului Ion Monoran. Este selectată foarte frumos și iată ce spune editorul din anii 90 al cărților lui Ion Monoran. Spirit rebel, autodidact, ultra-performant, Ion Monoran a inițiat în anii 70 o serie de bătălii literare. El și oamenii ca el erau implicați în viața culturală, în viața literară a Banatului și a țării, și erau deja cunoscuți, își formau niște rețele pe baza cărora, sigur, după aia au făcut și inițiativele astea civice. Printre cunoscuții ăștia, sigur, s-a fondat și Societatea Timișoara fix atunci, după Revoluție la Timișoara. Ei au editat Ziarul Timișoara, au editat Proclamația, nu? Da, te rog. Da, da. Să citim o poezie scurtă? Da. M-am născut în provincie, n-am studiat filozofia, dreptul, nici autor de canțonete celebre nu sunt, poet angajat sau colaborator la reviste. Iubesc viața concretă, imnul mușchilor, libertatea, sărutul, orașul, această ființă de care v-am mai vorbit. Sunt un mesteac în tânăr, cobor în stradă fără regrete, drumul meu, contradicția, nădejdea, abia început. Poetul ăsta era neînfricat. Nu era teamă să critique chiar violent opera, poezia altor prieteni de-ai lui și își făcea un nume prin asta. Era respectat de ceilalți poeți din țară și promovat. Vreau să îl punem în contrapondere pe Daniel Zăgănescu. Noi am făcut un interviu cu el, este pe pagina Revoluției 189.
Pentru că, spre deosebire, Tian Monoran nu era poet. Și la momentul Revoluției, cum ne-a zis, eram tânăr, eram șomer și foarte furios. Da. E o completare între cei doi care, pe care o putem considera simbolică pentru Revoluție. Erau cei care aveau un cui împotriva regimului comunist din diverse motive, inclusiv intelectuali, și erau muncitorii care, deși teoretic îi reprezenta partidul și regimul prin extensie, de fapt ajunseseră și ei să fie asupriți la fiecare măsură pe care o lua regimul. Și asta s-a întâmplat la manifestații în general în toate orașele. Ai o parte de rebeli și ai o parte de mase muncitorești, care de fapt formează majoritatea protestatarilor Revoluției, și ei sunt cei care reușesc să răstoarne întâi autoritățile locale, județene din Timișoara, și apoi la nivel național, inclusiv în București. De altfel, deși Ion Monoran era obișnuit să vorbească în public, Daniel Zăgănescu e primul care se suie pe tamponul tramvaiului și spune într-un mod incredibil: mă numesc Daniel Zăgănescu, sunt student și nu mi-e frică de securitate. Da. Vă rog frumos să scandați cu mine, jos Ceaușescu. Da. Și lumea nu scandează. Nu. Da, da. Oamenilor le era frică. Da. Da, da. Abia a treia oară se rup lanțurile în mod simbolic și mulțimea începe să scandeze. Iar ce a făcut Daniel Zăgănescu, dacă evenimentele nu s-ar fi transformat într-o revoluție, putea să fie considerat și argumentat de procurori că este o uneltire împotriva orânduirii, da, socialiste, și puteau să ceară executarea lui. Wow. E o organizație subterană formată, la fel ca și comparația pe care o făceam mai devreme, din muncitori și intelectuali, okay, din Iași. Și ei își iau numele după organizația românilor din Uniunea Sovietică, din Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, și anume se numesc Frontul Popular Român. Și răspundesc mii de fluturași în Iași, în care le spun oamenilor: pe 14 decembrie veniți în Piața Unirii. Și ar fi urmat ca pe 14 decembrie să fie o adunare în Piața Unirii din Iași, în care oamenii să nu scandeze nimic, doar să se vadă, cumva să se cunoască, urmând ca peste o săptămână fiecare să mai vină cu încă o persoană. Uh-huh. Și tot așa, ușor, ușor, să devină o mulțime, da, care să inițieze discuții cu autoritățile și până la urmă să ducă la o schimbare. Alex, vreau să amintesc că ăsta e un model care s-a întâmplat în Germania de Est. Tot așa, periodic, oamenii se adunau și mai aduceau încă o persoană, sigur, da, tocmai în spiritul ăsta de front, de opoziție față de regim. Da, unul dintre conducătorii mișcării a scos o carte în care a detaliat tot ce au făcut, și în prezent există Piața 14 decembrie 1989 în Iași, ca să-i onoreze. Până la urmă, securitatea a intrat pe filieră. În ziua de 14 decembrie au desfințat stația de tramvai care exista în Piața Unirii din Iași. Au luat niște măsuri foarte stricte. Chiar știm din agenda unuia dintre capii securității că își notează toate măsurile să se ia la Iași, să fie atenție maximă în ce se întâmplă la Iași. Au adus trupe de miliție, trupe de securitate. Ei, inițiatorii mișcării, ajung acolo, văd că e piața înconjurată, pentru că știau foarte bine geografia locului, reușesc să intre în piață printr-un gang care scăpase autorităților, lucru care ne relevă puțin și lipsa de profesionalism trupelor de represiune, care, deși trebuia să fie atenție maximă și era alarmă de gradul zero, în același timp nu sigilaseră tot locul, cum teoretic spuneau,
astfel că ei prin gangul ăla intră, da, ajung în Piața Unirii și mai văd alți oameni care, la fel ca ei, erau fie în afara, pe marginile pieței, fie înăuntru, așteptând. Unul dintre muncitorii care venise cu un grup de prieteni de la uzină a relatat ulterior că aștepta semnal ca să înceapă să scandeze, să facă ceva. Adică, într-atât de aproape au fost. Și totuși, conducătorul mișcării cumva a considerat că hai să încercăm data viitoare. Nu acum, că situația e prea dificilă. Da. Și în momentul ăla s-a stins. Surpat. Da, s-a stins. Mai mult decât atât, oamenii au fost arestați. Da. Aha. Da. Okay. S-a stins în sensul că au fost arestați, bătuți, torturați, să mărturisească toată rețeaua, ținuți cu capul în jos, bătuți la tălpi, de pe 14 decembrie până pe 22. Când probabil că au fost eliberați. Da, exact. Ei au fost... Da. Și li s-au întocmit dosare rechizitorii. Da. Și chestiunea de la care am pornit, pe care aveam aminte și pe care doream să o revelez, este că unul dintre ei și-a văzut dosarul după aceea și procurorul urma să ceară executarea lui pentru o rânduire, pentru uneltire contra rânduirii socialiste. S-au format două grupuri de manifestanți, unii au mers spre centru, spre centru de putere, spre județeana de partid, care era punctul cel mai important din punct de vedere politic în fiecare județ, iar alții au plecat spre cartierele dormitori, încercând să adune mai mulți oameni. Ce înseamnă cartierele dormitori? Sunt, e o denumire, da, consacrată pentru blocurile comuniste, okay, care se găsesc în toate marile orașe și pe care le-a adus sistematizarea, de care a vorbit colega mea, și aici, da, trebuie să nuanțăm lucrurile. Pentru unii oameni a se muta la într-un bloc comunist a fost un progres. Dacă veneai de la țară unde aveai WC-ul în curte, da, să vii într-un bloc comunist a fost un progres. Pentru alți oameni care stăteau la casă și aveau o anumită autonomie față de regimul comunist, se gospodăreau singuri, să aibă casa dărâmată și să fie obligați să mute la bloc, a fost o dramă. Da. De asta aș vrea să nuanțez, da, să spun, da, exact chestiunea asta. Da. Și Timișoara existau cartierele dormitor, celebrele blocuri comuniste, și unii dintre manifestanții care se coagulaseră la Piața Marii au plecat într-acolo considerând că trebuie să adune și mai mulți oameni. Alții, mai hotărâți, au mers țintă la județeana de partid. Da. I-au luat prin surprindere pe cei de acolo și chiar au reușit să intre, au dărâmat simbolele comuniste. Pentru puțin timp au cucerit județeana. Ulterior, autoritățile și-au revenit și i-au dat afară, s-au efectuat foarte multe arestări. A fost o ședință a tovarășului secretar general al partidului cu toți prim secretarii de județ din toată țara, inclusiv cel de la Timiș. O parte din această întâlnire e chiar înregistrată audio, deci știm tot ce... Adică era o teleconferință. Acolo tovarășul, ca și cum nu ar fi știut ce s-a întâmplat la Timișoara, e foarte furios și întreabă de ce nu s-a tras încă în oameni, în huligani. E un joc pe care îl face, ca și cum el pe 17 decembrie abia a aflat de cei la Timișoara și începe să ia lucrurile în mână ca să rezolve situația, că noi de fapt știm din... Că știa din informațiile, cu cel puțin o zi înainte. Chiar două zile. El știa chiar de pe 15, chiar când erau doar oamenii în fața casei lui Laszlo Tuchy, și el era informat periodic de ce se întâmplă și pe 17 deja consideră că riscurile pentru regim sunt prea mari
și chiar dacă va face un caz mai inflamat din Laszlo Tökes, trebuie să intervină în forță, inclusiv cu arme de foc. Și dă ordinul să se tragă, iar unul din comandanții armatei, chiar în timpul acestei teleconferințe, a zis, da, am dat ordin, ne îndreptăm spre centru, deși ordinul era ilegal. El trebuia să respecte anumite proceduri. Și bineînțeles că ordinele nu, în acea situație în care nu ne aflam în război, nu se dădeau verbal. Asta e un aspect. Un alt aspect, niciodată nu trebuie să se, armata nu trebuie să tragă împotriva civililor. Asta sunt reguli de angajament în război. Și de asemenea, civililor neînarmați. Și de asemenea, tot conform legislației, nu doar internaționale, ci și legislației Republicii Socialiste România, niciodată armata și, prin extensie, celelalte forțe ale statului nu trebuie să atace femei și copii. Femeile și copiii sunt niște categorii sociale care au un loc aparte în legislație, spre deosebire de bărbați. Mai ales copiii care se consideră că nu se pot apăra. E, toate treburile astea sunt făcute au picat, praf. Da, au fost sărite, efectiv. Da, sunt făcute praf. Niciun comandant, nici de la armată, nici de la milițiile la securitate, nu îi răspunde nimic la ordinul evident ilegal și din contră. Există armurierul, responsabilul cu armele, Ambrozie îl cheamă, și să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că el a notat în tabel persoana și arma pe care a primit-o. Și știm cum s-a fost înarmată toată securitatea Timiș, iar apoi, după Revoluție, știm data la care fiecare dintre aceste persoane a returnat arma și dacă s-a tras cu ea. Okay. Și pe baza acestui tabel, în continuare se poate vedea cine a tras la Revoluție, în Timișoara. Din păcate, procurorii nu au folosit acest tabel pentru a urmări persoanele care efectiv au apăsat pe trăgaci. Nici măcar nu au încercat o anchetă, s-a considerat că sunt responsabili doar cei din vârf. E considerată prima victimă a Revoluției din Timișoara. Ea se află în mod absolut meritoriu și în același timp tragic pe zidul de aici care îi cuprinde pe cei uciși la Revoluție. E vorba de Lepa Bărbat. Din păcate e un A în plus acolo. O cheamă Bărbat Lepa. Este o femeie de etnie sârbă, cetățean român de etnie sârbă, care se afla împreună cu soțul și cu fica în Piața Libertății din Timișoara și care a fost împușcată în cap. Lucru despre care, cum ziceam mai devreme, este ilegal prin definiție. Da. Bineînțeles că ea nici măcar nu a comis un act de violență, însă oricum nu așa ar trebui să se comporte niște autorități care ar vrea să pună sub control o situație. Crime, asasinate, care au avut loc, au un fir de responsabilitate. Și el începe de la secretarul general, care era și comandantul suprem, coboară spre ministrul de interne, respectiv ministrul apărării. De la ministrul apărării se merge către generalii de armată, respectiv pe partea Ministerului de Interne se merge către șeful securității, șeful miliției și apoi către cei responsabili la nivel județean. Trebuie să spunem că dacă suntem la acest nivel, în mare au fost toți condamnați sau au fost executați în cazul comandantului suprem la Revoluție, sau în cazul ministrului apărării, el s-a împușcat, da, ulterior. Vasile Mihai. Da, exact.
Și vreau să relev și acest aspect. În anumite cazuri, cei vinovați au suferit o judecată și rigorile legii, cel puțin a legii morale, dacă nu ale legii juridice. În anumite cazuri. Da, exact, exact. Dar în alte cazuri nu s-a întâmplat asta, iar în Timișoara au fost persoane care au apăsat pe trăgaci și nu s-a știut exact cine a tras. De exemplu, nu se știe clar cine a împușcat-o pe Pavlova, dar sunt alte persoane care știm că au tras pentru că avem tabelul cu arma pe care au primit-o curată și s-au întors cu ea murdară pentru că au executat foc. Da. Și au scăpat toți oamenii ăștia. Suntem în 17 decembrie la Timișoara. Dimineață? Da, începând de dimineață. Toată ziua după este... teleconferință. Teleconferința a fost după amiază. A fost după amiază. Ok, da, așa. Da. A fost o zi deosebit de violentă pentru tot orașul. Au avut loc mai multe bătălii, masacre, în cel puțin 6-7 locuri ale orașului, în Timișoara. Ce s-a întâmplat? Da, e o izbucnire de furie care are loc, deși oamenii sunt atacați sălbatic și în unele cazuri tratați ca pe front, deși erau civili. Neînarmați. Da, da. Începând din după amiaza zilei, se trage, câteodată erau prezente și unități ale armatei și ale securității și ale miliției și e foarte greu să facă distinție cine a deschis focul. Știm sigur că au tras toți. Sunt tot felul de cazuri dramatice și unele cu valoare simbolică care pe noi ne și emoționează. Vreau să dau exemplu unui alt om care se află pe acest zid și pe care îl cheamă Ladislau Cismaric. Și o să mergem la el. Da, da, aici este. El era un cetățean român de etnie maghiară, era profesor de muzică. El era la curent cu ce se întâmplă la biserica lui Laszlo Tőkés încă din timpul procesului. El știa că pe 15 decembrie o să fie evacuat, a urmărit evenimentele și începând de pe 16 a încercat să învețe pe revoluționari deșteaptă-te română. Avem această situație în care eu, un etnic maghiar, care suferă o dublă opresiune din partea statului, atât ca cetățean al unei dictaturi, cât și ca membru al unei comunități persecutate de statul comunist. Numele lui oficial este Ladislau, care este versiunea română a lui Laszlo. Autoritățile comuniste românizau numele oamenilor. Acum pe mine mă cheamă Binescu, nu mi-ar plăcea ca cineva să îmi schimbe numele ăsta. Asta era unul dintre multele chestii pe care le sufereau maghiarii și alte etnii din partea statului comunist, care încerca să încadreze pe toți într-un anumit șablon. În ciuda acestei situații, Ladislau Cismaric a ieșit cu inima deschisă și foarte convins la revoluție și atât pe 16 cât și pe 17 încearcă să-i învețe pe revoluționari deșteaptă-te român. Chiar pe 17 a multiplicat versurile când a văzut că oamenii nu le știau. Și le-a dat celor adunați în piața Operei. Când au început aia să cânte, era o persoană foarte pedantă și care ținea la o treabă bine făcută și le-a zis, nu, tata, haideți că vă dau eu tonul, ca să prindă și melodia, nu doar versurile. Atunci a dat tonul și a primit două glanțe în piept. Wow! De la, nu știm clar, dacă de la armată sau de la securitatea care se afla în piața Operei, dar știm faptele. Un om care a dat tonul la un cântec patriotic
a fost împușcat ca să nu mai facă treaba asta. Familia, acum o să povestesc cum a aflat familia de ce s-a întâmplat. Abia undeva în cursul zilei de 18, soția lui Ladislau Cismaric a fost anunțată de fostul ei soț, care era medic, că la spitalul în care el activează a fost adus trupul lui Ladislau Cismaric și că în dimineața zilei de 18 au venit doi civili înarmați care le-au cerut medicilor să-l predea pe profesorașul căruia îi place să dea tonul la cântece în Piața Operei. Și trupul lui Ladislau Cismaric dispare din morgă și nu va mai fi găsit niciodată. A intrat în operațiunea Trandafirul? Exact, exact, exact. Și noi știm că el a fost împușcat în Piața Operei doar de la mărturile altor persoane care spun că l-au văzut acolo și apoi că a fost o persoană împușcată lângă Lactobar, care e actualul McDonald's de la Piața Operei din Timișoara. Noi deducem ce s-a întâmplat cu el și faptele lui pline de demnitate. Însă trupul nu-l mai are nimeni. El, împreună cu un anumit număr de timișoreni asasinați în acele zile, se presupune că 43, dar cifra finală poate nu va fi niciodată cunoscută, au fost furați din morgile din Timișoara prin operațiunea secretă Trandafir, desfășurată de cadre ale securității, duși cu un camion frigorific la crematoriu Cenușa din București, unde au fost arși și cenușa aruncată la o gură de canal lângă Popeșile Orteni. Operațiunea aceasta s-a desfășurat cu supervizarea soției dictatorului, cabinetul numărul 2. Da. Era, Ceaușescu era plecat. Da. Da. Între timp era plecat într-o vizită externă în Iran. Nu e singurul caz în care s-a încercat ștergerea urmelor. Și la București, când sunt primii împușcați la sala Dales, apar niște persoane civile care buzunăresc trupurile, care nu mai mișcă și le iau actele. Și ar fi urmat asta să se întâmple în toate cazurile, dacă Revoluția n-ar fi triumfat. Și mai aici, la rubrica asta ascunderii urmelor, mai vreau să mai menționez un caz care se petrece după Revoluție. Povestea curge în felul următor. Un medic din București operase foarte mulți oameni împușcați și era surmenat și a preferat să stea la spital și să salveze cât de multe vieți poate, chiar dacă era super obosit. Și a adunat multe gloanțe cu care se trăsese în acei oameni, inclusiv gloanțe de calibru sub 6 mm. Aduna cartușe. După Revoluție apare un domn. Bună ziua, Ghircoiaș, sunt de la Ministerul de Interne. Am venit să adunăm probele balistice, ca să-i găsim pe cei care au tras. El era destul de suspicios și a zis, ok, facem asta cu proces verbal. Da, nicio problemă. Am făcut proces verbal, i-a predat toate aceste cartușe găsite în trupurile oamenilor și apoi n-a mai auzit nimic. Mai multe luni, până când la un moment dat se uita la televizor și îl vede pe colonelul Ghircoiaș în boxa acuzațiilor pentru ce s-a întâmplat la Timișoara. Pentru că el a fost unul dintre cei care s-au ocupat de operațiunea Trandafiru la Timișoara și apoi se presupune că a făcut o tură pe la spitalele din București, în ceea ce teoretic este după Revoluție, și a adunat toate
gloanțele, toate probele balistice și au dispărut. Dar foaia, procesul verbal mai există? Nu se știe ce s-a întâmplat cu el. Pe de altă parte, trebuie să spunem că colonelul Ghircoiaș de la Ministerul de Interne a fost condamnat pentru ce s-a întâmplat la Timișoara, pentru operațiunea Trandafir. Deci, într-un fel, s-a făcut și puțină dreptate. Protestele au continuat și în zilele următoare. Pe 11 decembrie, de exemplu, e o scenă dramatică. Deci asta înseamnă luni. Da, okay. Da. E o scenă dramatică care se petrece pe treptele catedrale din Timișoara. Se adună un grup de tineri. Era liniște și la început ei sunt câteva zeci. Și mulți oameni se uită de vis-a-vis. Se adună, se fac vreo 200. Se desface și un steag, numărul lor a mai variat. Steagul are o gaură pentru că e sistema comunistă decupată. Da. Inspirația le-a venit de la Revoluția Maghiară din 1956, când revoluționarii maghiari la fel făcuseră cu steagul lor socialist. Și unul dintre martori povestește că la un dat erau oamenii care stăteau pe trepte și era o liniște sinistră și la un moment dat au început să scandeze împotriva dictatorului, Jos Ceaușescu, libertate. Lângă catedrală erau mai multe forțe de represiune. Scena care vă povestesc e și filmată, ce urmează mai departe, e filmat de către Victor Popa, îl cheamă. El locuia tot vis-a-vis de catedrală, de ce știu, mai și trăiește omul și, din fericire, a fost pe fază. Au venit niște blindate care au aruncat un pachet, erau gaze lacrimogene și după ce se vede pe filmare că au trecut blindatele, începe să tragă în oameni. Există filmarea asta? Da, exact. Okay. Exact. Și ea e un alt exemplu a diferite forțe de represiune care au participat și nu putem să... Procurorii, că de fapt responsabilitatea lor este, nu au stabilat cu exactitate cine a tras. Că în aparență ai acele blindate și ele folosesc mitraliera, doar că pe filmare se vede că depășiseră scările catedralei și atunci se presupune că au tras cei de la securitate care erau mai în spate și eventual niște milițieni care se găseau și ei în zonă. Lăsând aceste detalii la o parte, scena aceasta plină de cruzime, bineînțeles, în care niște oameni pașnici stau pe treptele unui simbol sacru și sunt atacați cu sălbăticie. Am marcat ce s-a întâmplat acolo. Aș vrea cu această ocazie să prezint și o legendă. Se spune că ei au urcat către porțile catedrale și le-au găsit închise. Și unii din această cauză au fost împușcați când au găsit refugiu în catedrală. După ce am adunat multe mărturii și toate spun că nu asta a fost chestiunea și că autoritățile bisericești de la Catedrala Mitropolitană i-au ajutat pe cei răniți, i-au primit în catedrală. Vreau cumva să lămuresc acest subiect care în continuare există. Nu au fost contra manifestanților atunci, cumva să cunoaștem și acest aspect.
Iar ce s-a întâmplat acolo pe scările catedralei i-a motivat și mai mult pe revoluționari. Pe 19 decembrie au încercat să facă o crevă generală, însă e un lucru greu de organizat, cum vedem și în prezent. Până la urmă, unul dintre comandanți a trimis niște blindate la o uzină și femeile de acolo au ieșit scandând: nu lucrăm sub arme, nu lucrăm sub arme, și au fost obligați să le retragă. Și încet, încet, revoluționarii și revoluționarele din Timișoara au făcut autoritățile să dea înapoi. Și fizic, când își retrăgeau blindatele și dispozitivele, și la nivelul simbolic. El, teoretic, trebuia să vorbească din Piața Operei, unei mulțimi care să-și exprime susținerea față de regim. La nivelul practic, când s-a aflat că a venit și că se găsește în județeana de partid, s-a adunat o mulțime în fața județenei de partid și, separat, întreprinderile au ieșit în mod organizat și, practic, le-a reușit acea grevă generală pe care o încerca să în ziua precedentă. Și au venit în primul rând în Piața Operei. Și avem două grupuri masive de protestatari, unii care sunt la județeana de partid și niște reprezentanți ai lor urcă să discute cu primul ministru, și avem pe ceilalți care s-au adunat la Piața Operei. Știm de la unii dintre participanți ce s-a discutat la întâlnirea cu primul ministru. De exemplu, am vorbit cu revoluționarul Ioan Savu și mai mulți dintre participanți și-au scris memoriile, și sunt mai multe schimburi de replici semnificative pentru atmosfera care exista. Primul ministru nu le promite nimic revoluționar din ce cereau. Unele lucruri putea să le ofere, cum ar fi, de exemplu, condiții mai bune de trai. Altele lucruri trebuiau să le discute la București, cum ar fi demisia secretarului general. Și era o doleanță pe care nu putea să ofere, și anume trupurile celor uciși. Pentru că deja nu mai erau. Da. Revoluționarii nu știau asta. Da. Dar, din păcate, deja operațiunea Trandafirul se desfășurase. Primul ministru nu oferă nimic, nici din ce putea, nici din ce nu putea. Este mai mult un schimb de replici care se desfășoară în interval de câteva ore, și la un moment dat unul dintre revoluționari, Ioan Savu, și spune: vă rog frumos să notați în agenda, scrieți. Și începe să-i dicteze niște lucruri care nu-i plăceau deloc. Okay. Și la un moment dat îi spune mai multe lucruri. De exemplu, îi spune: noi nu vrem legea talionului, nu vrem dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, dar trebuie să aibă loc schimbări. Nu mai putem să mai oprim oamenii. Și întrucât primul ministru nu cedea, s-a dus la balcon cu primul ministru în clădire, în sală, și a început să vorbească cu oamenilor, să le spună că nu obțin nimic. Oamenii huiduiau, a crescut tensiunea, și în felul ăsta, cu ajutorul celor din stradă, punea presiune pe unul dintre cei mai puternici oameni din Republica Socialistă România. La un moment dat, există o înregistrare, ce vă povestesc, că le confirmă oamenilor că e gata să moară dacă e nevoie pentru ei. Acest comandant al revoluționarilor, acest lider ar fi ad hoc al revoluționarilor. Și până la urmă negocierile eșuează, pentru că primul ministru nu le promite la nivelul practic nimic, doar le spune la un nivel teoretic că va merge cu ele mai departe. Ce se întâmpla în Piața Operei urmează propria dinamică.
revoluționarii de acolo găsesc deja instalată sonorizarea, care ar fi trebuit să fie pentru primul ministru, și încep să se adreseze mulțime. Și în seara acelei zile anunță formarea Frontului Democratic Român, care este prima structură autentic revoluționară, unii ar argumenta că și singură. Lucrează la o proclamație care va fi citită pe 21 decembrie, undeva pe la 4 dimineața, va fi citită mulțimii, când în Piața Operei mai erau câteva sute de persoane. Zecile de mii care fuseseră în timpul zilei precedente au plecat, mai erau câteva sute de persoane. Și ulterior, pe 21, din nou se umple Piața Operei din Timișoara și Frontul Democratic Român își multiplică această proclamație la tipografie. Și acolo a fost un eveniment cu sufletul la gură, pentru că circula informația că ei vor să-și multiplice acea proclamație, au intrat trupele speciale în tipografie și a lipsit foarte puțin să-l prindă pe muncitorul care avea modelul ce trebuia multiplicat. El a fost anunțat și a înfășurat modelul în haină și la un minut după aia au intrat trupele. Au intrat, nu știau exact cine persoana responsabilă și așa omul a scăpat. Și ulterior s-a continuat multiplicarea. Iar Frontul Democratic Român a început să se organizeze pe întreprinderi și în paralel cu asta au făcut roșii de câteva puști. Numărul era, bineînțeles, foarte mic comparativ cu ce aveau ceilalți, însă e semnificativ că deja lucrurile erau foarte complicate pentru autorități. Era un drum fără întoarcere pe care ei au călcat. Pe 22 decembrie, înainte să fugă dictatorul cu elicopterul, în balconul Operei din Timișoara urcă maiorul Viorel Oancea, care anunță că unitatea lui se pune la dispoziția Revoluției. Asta se întâmpla înainte să plece dictatorul. Și pentru asta a și fost arestat o scurtă perioadă de timp, până când armata și-a dat seama, ministrul apărării și-a dat seama că el de fapt e cu popor. Înainte să-și dea seama de asta, pentru gestul lui, maiorul Oancea a fost arestat. Deja avem un exemplu concret al întoarcerii armelor, al riscului pe care îl aveau autoritățile ca o parte dintre militari din armată să întoarcă armele împotriva regimului. Și bineînțeles că după 22 decembrie, după prânzul zilei de 22 decembrie, o bucurie imensă în Timișoara când se află că dictatorul a fugit. Impulsionați de evenimentele din Timișoara, oameni din alte orașe au încercat să organizeze proteste similare. Din mărturile pe care le-am adunat, a fost vorba în primul rând de oameni care erau legați într-un fel sau altul de Timișoara. Fie că aveau prieteni acolo, fie aveau rude. Și au loc acțiuni în dimineața zilei 21 decembrie, înainte de mitingul din București, în mai multe orașe, un eveniment care a impulsionat oamenii a fost că în seara zilei de 20 la televiziunea română apare dictatorul împreună cu mai multe persoane aflate în vârful conducerii și înfierează evenimentele, elementele huliganice și așa mai departe. E prima dată când autoritățile recunosc că se întâmplă ceva la Timișoara. Da.
zile în șir au zis că nu se întâmplă nimic și brusc în seara zilei de 20, nu doar că se întâmplă, dar sunt lucruri foarte grave, sunt cuvintele pe care le folosește. Da. Se trece de la o extremă la cealaltă. Pentru cei care sperau că regimul va avea o anumită înțelegere și va da înapoi într-un fel sau altul, ceea ce văd e exact opus. Și atunci, pe 21 dimineața, deja în Arad, în Lugoj, cu Gir, în Cluj, sunt mici acțiuni care ulterior se vor transforma în proteste serioase. În Sibiu, în Brașov. Brașov, da. Da, da. Brașov, bineînțeles, având și legenda a ce s-a întâmplat în noiembrie 87, da, urmă. Având da. Modelul de dinainte, era un stimul în plus. E o întâmplare din Brașov care pe mine m-a impresionat. Muncitorii pornesc de pe o platformă industrială spre centru, scandând 87-87. Istoricul Dumitru Lăcătușu relatează, adună mărturia unuia dintre participanți că la un moment dat au fost întâmpinați de un cordon USLA, Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă. Erau trupele speciale ale securității. Și pe măsură ce se apropiau de trupe, muncitorii scandau mai multe lozinci, printre care referirea la revolta care se petrecuse cu 2 ani înainte, uslașii au somat și apoi au tras în aer. Și muncitorii au înaintat. Și atunci le-au dat ultima somație și au tras în aer și muncitorii au înaintat. Și au trecut de uslași pentru că aceștia nu au avut sânge să treagă efectiv în ei. Bineînțeles că muncitorii erau neînarmați. Da. Deci nu ar fi fost un ordin legal să tragă în oameni pașnici, dar aceste aspecte, cum știm deja de la Timișoara, nu preocupau autoritățile. Și întâmplarea asta, deși e puțin cunoscută, pe mine m-a impresionat și vreau să o relatez. Iar în paralel la București, după discursul de seara lui 20, se decide organizarea unui meeting. Celebru meeting. Exact, cred că da. Termenul celebru cu referire la istoria Revoluției potrivit. Da. Întâi vreau să... Care s-a întâmplat aici, unde suntem acum. Exact, da. Exact. Și întâi vreau să facem un cadru general. De obicei, aceste meeting-uri se pregăteau cu luni înainte. Ok. Iată că aici n-a fost cazul. Lozincile, era totul o coreografie care era discutată înainte. Da. E, ceea ce trebuia să se facă cu luni înainte, acum trebuia făcut în câteva ore. Da. Și muncitorii au fost aduși aici, așezați teoretic pe întreprinderi, dar se circula, nu mai era cea mai bună organizare. Singurii care erau mai de încredere se aflau exact în față. Adică erau cei care erau în zona exact în fața balconului, care erau da. Cumva cadrele care erau cele mai sigure. Da. S-a adus foarte mult armament. Știu S-a asta, adus armament. Da, știu asta de la un participant la Revoluție și el avea un prieten la Hotel București, Hotel Radisson, și se afla în acea zonă, pe Calea Victoriei, aproape de aici, și i-a văzut pe cei de la securitate cum descărcau lăzi din camioane pline cu armament. Și s-a folosit de acel prieten al lui, că l-au întrebat imediat ce caută, ce face pe acolo, deși era un loc public, și s-a folosit de prietenul lui, a zis, da, nu, am un prieten care e la magazin aici, de la hotel, hai că intru să vorbesc cu el,
omul nu era acolo, dar a fost o scuză ca să scape de o eventuală situație neplăcută și un arest. Și a văzut cum descărcau armamentul respectiv. În paralel s-a adus armament aici, în Comitetul Central. Istoricul Mădălin Hodor relatează că era armament până la tavan. Exact ce vreau să facă cu el, nu pot să... putem doar să ne închipuim ce, la ce se gândiseră. La ce se gândeau, da. Da, cu tot armamentul ăsta. E bine că am făcut această precizare pentru că ulterior tot armamentul ăsta a ajuns pe mâna oricui dorea. Da. Și până atunci însă a fost meeting-ul care se organiza. La acest meeting au fost mai multe grupuri care au încercat să-l întrerupă. Avem înregistrări... Asta înainte să pornească meeting-ul sau... Și înainte. Erau okay. grupuri de oameni care se adresau celor care se îndreptau spre piața Republicii pe vremea aia, da. Revoluției în prezent, propunându-le să nu mai meargă, spunându-le să protesteze acolo. E cazul unui băiat care a găsit un steag comunist, un steag roșu comunist și i-a dat foc. Lucru care ne revelează și faptul că cineva abandonase acel steag, nemai dorind să vină la meeting. Aici, în piață, au venit mai multe grupuri care doreau să întrerupă meeting-ul. Au fost niște fete de la un institut de lângă piața Chibrit, care și-au pus în piept o dungă neagră, un simbol de doliu, cum se folosește la noi ortodoxi. Și dorința lor era să dea foc steagului țării. Asta era protestul pe care doreau să-l facă. E vorba de persoane cu nume și prenume. E vorba de Codruța Anghelescu și Carmen Cristoloveanu. Și ele erau un grup mai mare. Ele au și povestit într-o emisiune la televiziunea română. Toate astea au și conturi de Facebook. Da, așa e. Cele două. Subliniez asta pentru că în continuare circulă tot felul de zvonuri despre nu știu ce s-a întâmplat aici, când de fapt, la fel ca la Timișoara, sunt oameni cu nume și prenume din care mulți trăiesc. Da, și pot și... spune ce s-a întâmplat. Exact. Da. Și îi avem ca martor. E bine să ne bucurăm de ei pentru că sunt în viață. Da. Că tot am menționat Timișoara, erau cei trei tineri, Daniel Zăgănescu, Ion Monoran și Laszlo Borbei, care au început ce povesteam, ce a povestit și Octavia mai devreme. Aveam și noi aici. Doi dintre ei nu mai trăiesc. Da. Vreau să prezint acest aspect. Da. Daniel Zăgănescu mai este în viață, dar Ion Monoran a murit la începutul anilor 90. Laszlo Borbei a murit în anii 2000. Amândoi au dat mărturii despre faptele lor curajoase, însă nu ne mai putem bucura de prezența lor și unul dintre propunerile pe care le lansez și celor care se uită este să îi caute pe cei care au făcut revoluția și să vorbească cu ei și o să afle niște lucruri curajoase. Da. Să le ia și un interviu, dacă, bineînțeles, respectivii sunt de acord. Da, Daniel Zăgănescu din Timișoara, de exemplu, e foarte dornic să vorbească cu oamenii, să le povestească și, din păcate, la nivel național, el e necunoscut. Da. Și, în schimb, circulă tot felul de informații pe care nici nu o să le trec în revistă. Da. În schimb, dacă cei care au întrebări le lasă, noi putem ulterior să le răspundem, eventual să revenim. Bineînțeles. Cu răspunsuri punctuale. Și acum revin și la cele două tinere. Ele au venit aici dornice să protesteze pentru și inspirate de ce s-a întâmplat la Timișoara și mâhnite de morții care au fost acolo. L-au văzut pe un alt tânăr care și el avea un simbol de doliu, deși nu-l cunoșteau, care au verificat cu el că are aceeași semnificație pentru cei din Timișoara și au luat steagul, au încercat să-i dea foc. Asta e una dintre încercări. E o alta a unor băieți de la întreprinderea Turbomecanica
și despre ei propun să vorbim când o să fim chiar acolo. Da. La întreprindere. Avem o poveste mai amplă, da. Da. Vreau să mai prezint încă un grup, care e grupul cel mai important, format din timișoreni și bucureșteni. În seara zilei de 20... Pentru că aici, în București, s-au întâlnit și aceste grupuri de timișoreni cu bucureșteni. Da. În seara zilei de 20 decembrie, odată cu formarea Frontului Democratic Român în Timișoara, au plecat timișoreni spre alte orașe, încercând să provoace, să coaguleze ceva. De exemplu, ei sunt confirmați la Brașov. Sunt în același studio al lui Dumitru Lacătușu. Povestesc oamenii că s-au întâlnit pe stradă cu niște oameni care le-au zis, da, noi suntem din Timișoara și nu știu, și am venit să ducem mai departe ce se întâmplă acolo. Sunt confirmați în mai multe orașe, între care în București. Fatalitatea a făcut că ei au plecat în seara zilei de 20, fără să aibă nicio idee ce se întâmplă aici. Da. Și pe 21, când au ajuns, unul dintre ei povestește că de la Gara de Nord, nu știa orașul, a întrebat cum ajunge în centru și, după ce s-a dat indicația, a luat-o pe șina unui tramvai și a ajuns până la un parc. Și, judecând geografia locului, știm că el a pornit pe linia tramvaiului 44, grupul a pornit pe linia tramvaiului 44 și a ajuns la parcul Cișminciu. Și s-au alăturat oameni și au ajuns aici, în Piața Revoluției, au intrat pe la Biserica Crețulescu, peste cei care erau adunați, la rupere. Se întrerupă mitingul. În momentul în care ei intră în mulțime pe la Biserica Crețulescu, este și surprins fotografic de cei care trebuiau să documenteze pentru a doua zi în ziarele propagandei comuniste. Și există fotografii. Procurorul Dan Voinea, care s-a ocupat de dosarul Revoluției în anii 2000, i-a prezentat pe acești oameni. Doi dintre ei se numeau Constantin Lulciuc și Constantin Tătaru. Ei sunt timișoreni care au venit la București și care întrerup mitingul. Adică au reușit să facă ceva? Da, da. Ei sunt prezentați în dosarul Revoluției. I-au declarații date în dosarul Revoluției. Nu avem accesul la dosar la liber pentru că e un proces în desfășurare. Încă e desfășurare. Da. Însă știm din mărturile adunate de-a lungul timpului că aceste trei grupuri, fetele de la Institutul de lângă Piața Chibrit, băieții de la Turbomecanica și grupul de timișoreni și bucureșteni, au fost aici și au huiduit, au scandat de Timișoara, au acuzat regimul că sunt asasini și au cerut căderea dictatorului în timp ce mitingul era în desfășurare. Mai mult, curaj. Avem... Asta înseamnă un curaj mare. Categoric. Da. Categoric. Adică, dincolo de... Poate putem trece și peste curaj. Da. O doză de... Nu știu ce e peste curaj. Criză, mai degrabă, nu știu ce să zic. Mai mult, avem înregistrări ale celor de la Securitate, care erau în dispozitive și care discută între ei despre diferitele grupuri care protestează aici. Aceste înregistrări au fost publicate după Revoluție în ziarul Libertatea, primul ziar liber, după fuga dictatorului, într-un serial care se numea Dintre sute de catarge. E o referire la poezia lui Mihai Eminescu. Și în același timp, catargul era indicativul pe care îl foloseau diferitele dispozitive. Mai mult decât stenogramele acestor discuții, există și înregistrări audio din aceste transmisii. Ele încep în dimineața zilei de 21 și continuă până dimineața zilei de 22, doar că, din păcate, în mod semnificativ, lipsește exact secțiunea când s-a deschis foc frontal în manifestanți în după amiaza și în seara și noaptea zilei respective. Însă, și bineînțeles, putem bănui că lipsește pentru că s-ar fi văzut foarte clar cine a tras. Însă, separat de acest aspect regretabil,
Avem începutul manifestației în București, avem întreruperea meeting-ului sub formă de stenograme și parțial sub formă audio. Ele se găsesc pe YouTube și chiar poate... Poate reușesc să lipesc ceva. Puneți câteva și discută. Catargul 1 către catargul 2. Sunt mahalogeicile alea cu gura mare. Vezi că e catargul numărul X. E un grup care s-a adunat la muzică. Puneți-i pe fugă. Da, tocmai am acționat. Imediat au fugit. În altă parte, e nevoie de o forță un pic mai dură, e termenul folosit. Datorită acestor participanți și datorită înregistrărilor de la securitate, știm cine a întrerupt meeting-ul. Subliniez aspectul ăsta încă o dată, ca să nu mai apară aceleași zvonuri și conspirații încă o dată și încă o dată. În același timp, putem să ne ocupăm și de un aspect, ce s-a întâmplat mai departe, după ce grupul de la Biserica Crețulescu intră și întrerupe meeting-ul. Oamenii se panichează, se creează o busculadă și regimul se clatină la propriu și la figurat. La propriu, pentru că imaginea transmisă în direct se mișcă fix ușor. Momentul ăla. Okay. Da, se mișcă ușor și l-a figurat pentru că este pusă la îndoială în direct autoritatea regimului. Știm și de ce se mișcă, n-ai spus. Da. Știm de ce se mișcă camera, imaginea da. O știm chiar de la cei care filmau, de la televiziunea română. Ei aveau un car, se găsea în partea aceea, da. Îl avem documentat și fotografic de către cei care trebuiau să arate meeting-ul care se desfășoară în perfectă ordine, și mulțimea care a venit peste car a clătinat puțin mașina. Ei erau înăuntru, nu știau ce în spate, când au văzut că se clatină mașina și au dat seama că este o dezordine. Și regimul, ca să nu se vadă această dezordine aflată în desfășurare, întrerupe transmisia. Această întrerupere a transmisiei, pentru oricine dorea să facă ceva împotriva regimului, a fost că se întâmplă ceva. Cumva, denumirea pe care a folosit-o mulți era a început. A început. Era o sintagmă care nu explica ce a început, dar era un eveniment de neînchipuit ca o transmisiune în direct că tovarășul secretar general să fie exact întreruptă. Da, da. S-a discutat și despre faptul că acum deja intrăm un pic în chestiuni care nu sunt clare și nu sunt sigure. S-a discutat despre faptul că ar fi fost un sunet de joasă tensiune care a creat panică. Am fost în cumpănă dacă să mă opresc spre acest subiect sau nu. Și până la urmă am decis că da. După ce i-am prezentat pe toți cei care au întrerupt meeting-uri, care stau cu nume și pe nume. S-a speculat foarte mult, în primul rând, dacă a existat într-adevăr acest sunet, pentru că el nu este înregistrat nici de televiziune, nici de altcineva. Sunt oameni care spun că l-au simțit sau că l-au auzit. Asta e ceea ce avem, dacă e să discutăm aplicat. Și s-a ulterior, dacă mergem pe varianta că într-adevăr a existat, s-a speculat cine l-a provocat. Și sunt o groază de variante pe care nu o să le trec în revistă, pentru că vreau să spun altceva care mi se pare mai relevant în cheia înțelegerii a ce s-a întâmplat. Succesiunea asupra căreia cumva se cade de acord, pornind de la premisa că a existat acest sunet, e următoarea. Se întrerupe meeting-ul, se aude ca o petardă, e acest sunet de joasă tensiune și piața începe să se golească. Asta se întâmplă în București, 21 decembrie, aproximativ ora 12, dictatorul la putere, chiar la balcon. Da. Mergem la Craiova, 22 decembrie, ora 14, așadar două ore după ce dictatorul a fugit cu elicopterul și o oră după ce revoluționarii au ocupat televiziunea și transmit în direct. Deci dictatorul nu mai este la putere,
ce se întâmplă în piața centrală din Craiova. Se răspândește zvonul că ar veni dictatorul cu o dacie acolo și se aude ca o petardă și unora dintre participanți se pare că aud un sunet de joasă tensiune care le creează panică, se creează o busculadă și mulțimea fuge panicată. Ok. Care ar fi legătura? Mai departe, acolo la balcon este cântărețul Tudor Gheorghe, care face apel la oameni. Nu, stați, oameni, nu stați, că nu e, eu sunt aici, nu, cum să vină cu Dacia? Nu, nu, stați, haideți, reveniți înapoi în piață. Dar deja o bună parte în piață se golise. Și ulterior, oamenii vor reveni când se lămuresc că nu este adevărat ceea ce s-a întâmplat. Cazul de la Craiova este documentat. Chiar îi invit pe cei care sunt interesați să ne scrie pe adresa noastră. Pe pagina de Facebook? Poate să ne scrie pe pagina de Facebook, pagina de Instagram sau pe mail la turulrevoluției@asociatiabucuresti.ro. Da. Și le dau exact documentația cazului de la Brașov cu zeci de mărturii ale unor oameni care au participat la incidentul de care vă povestesc. E o femeie care, săracă, a fost călcată în picioare atunci, au fost și victime, la fel cum s-a întâmplat și la București, pe 21. Au fost oameni care și la București și la Craiova, în panica creată, în panica aceea, da. Da, au avut sau răni fizice. Sau, da. Răni fizice. He, avem aceste două evenimente desfășurate în momente foarte diferite, exact, ale regimului, sau, ale regimului, să zicem așa, da. Da? Și eu am vrut să le prezint pentru că mi se pare că sunt semnificative și mai departe fiecare le poate interpreta cum, okay, cum consideră. Doar am vrut să scot în evidență o anumită similaritate care se întâmplă între București și Craiova. Deci informația ajunsese și la București de lucrurile care se întâmplă în țară sau poate chiar și în Timișoara. La nivel național. Da, deci prin, peste tot era informația. Prin Radio Europa Liberă, da. BBC și Vocea Americii și alte posturi de radio occidentale care emiteau în limba română, se știa de Timișoara. Informațiile nu erau clare. Da. Doar se știa că erau foarte mulți morți. Circulau multe zvonuri de la câteva zeci de morți până la zeci de mii de morți. Pentru că era secretomania regimului care provoca zvonurile teorii să circule. Exact, exact. Ale conspirației, da, că zeci de mii, da, deja e o cifră foarte mare. Da, da. Dar, da. Scriitorul Florin Iaru se întâlnise cu niște prieteni în zilele premergătoare, în mitingul de 21 decembrie, și discutau că trebuie să facă ceva, pentru că uite ce s-a întâmplat la Timișoara, sunt zeci de mii de morți. Și în același timp se gândeau, mă, n-au cum să fie atâția, că ar fi niște metri cub de cadavre. Da, da, da. Se îndoiau de informație și de altfel, ea și când a fost prezentată la posturile de radio care emiteau în limba română, aceia au zis, circulă această informație, ne vine greu să credem că e adevărată, doar vă spunem că circulă, cam asta a fost abordarea. Eu prezint acum ca să ne facem o idee despre atmosfera în care erau văzut evenimentele din Timișoara, unde două lucruri erau sigure. Unu, că au fost proteste care nu s-au încheiat și că au fost foarte mulți morți. Astea erau singurele lucruri sigure. Da. Mai departe, exact cum s-a desfășurat protestul, cum s-a desfășurat, da. Nu se știa ce s-a întâmplat cu Lazlo Teocheș, care ulterior a fost ridicat de acasă și așa mai departe. Nu se știau nimic de asta, dar astea două erau clare. Și mergând mai departe cu cronologia Revoluției din București, începe protestele. Sau, în alte cuvinte, începe haosul. Okay. Pentru că oamenii năvălesc pe stradă, de la Piața Unirii până la Romană și de la Piața Rosetei până la Cogălniceanu. Oameni care nu erau organizați, nu știau exact ce să facă, ce vor să facă, dar vin spre centru. Dacă tot l-am menționat pe poetul Florin Iaru, el
pleacă de la editura unde ajunsese gestionar, că era practic interzis, el nu mai putea publica, pleacă de la editura respectivă și se ia de brațe cu mai mulți oameni și încep să scandeze primul lucru care a venit în cap, lozinci folosite în filmele comuniste cu comuniștii legaliști. Ok. Erau filmele de propagandă care porneau de la o realitate, și anume că România, și înainte de perioada comunistă, nu era chiar o democrație. Aveau drept de vot, de exemplu, doar bărbații în perioada intermedică, deci să zicem că era o semidemocrație. Măsurile polițienești câteodată erau foarte dure și mulți nevinovați puteau să sufere, inclusiv să fie omorâți. Pornind de această realitate și de la o anumită persecuție pe care o suferise Partidul Comunist, care era scos în ilegalitate din cauza poziției lui că România Mare era o creație imperialistă care trebuie desfăimântată. În perioada comunistă s-au făcut multe filme ilegaliste, cu ilegaliști, cu legenda comuniștilor ilegaliști, din care a făcut parte și Nicolae Ceaușescu, adolescent fiind. Acolo erau anumite mesaje pe care Făietul Fărâniar a început să le scandeze cu oamenii cu care se îndrepta spre Piața Republicii, spre Comitetul Central, încercând să protesteze. Și ajunge față în față cu un zid de scutieri și acei scutieri atacă și fac praf. Și el este arestat și s-a terminat toată revoluția lui. Asta a fost revoluția lui și a multor oameni care în mod curajos au ieșit și imediat au fost întâmpinați în cuvintele dintr-o înregistrare a securității cu o forță un pic mai dură. Da. Un pic mai dură însemnând că i-au bătut măr și îmi aduc aminte de o expresie folosită de filozoful Horia Roman Patapievici, care și el a fost arestat la Revoluție. Un soldat, e o expresie dură, trebuie să spun asta celor care poate nu ar vrea să o audă, să sare peste următoarele 10 secunde. Un soldat cu o baionetă răscolea în testiculele unui tânăr. O forță puțin mai dură. Au fost niște tratamente care, în mod clar, erau interzise de Convenția Drepturilor Omului. Și revenind acum la ce se întâmpla exact în stradă, oamenii năvălesc și în același timp autoritățile încearcă să pună ordine, începând cu Piața Republicii și apoi prin extindere în tot centrul orașului. Asta era în jur de ora 13. Mitingul întrerupt s-a reluat cu un grup de câteva mii de fideli care erau în față. S-a filmat în așa fel încât să se vadă doar acele grupuri de persoane. Ceilalți care erau în alte părți, o parte au aruncat lozincile și au plecat. O altă parte au rămas fără niciun fel de entuziasm și în paralel cu ei sunt grupuri aflate pe marginile Piaței Republicii care protestează, plus oameni care vin în centru din diverse părți ale orașului. În după amiaza acelei zile, în jurul ora 15-16, se coagulează un grup la Piața Universității Saladales și un grup la Piața Romană. Grupul de la Piața Romană avea să fie spart în jur de 6 seara. Cine forma grupul ăsta? Erau mai multe mini-grupuri sociale. De exemplu, erau pancării de la Roman, care au văzut meeting-ul și au venit să protesteze. Erau studenți și, în general, erau oameni care veniseră încercând să ajungă la Comitetul Central, la centrul de putere, cum făcuseră și timișorenii și cum făcuseră și brașovenii în 87, dinspre Piața Romană. Și s-a tras un baraj pe lângă magazinul Eva, după ce în prealabil acolo fusese un grup de protestatari pe care l-au pus pe fugă.
Iar unde acum este McDonald's Română, cam în zona respectivă, sunt și fotografii cu linia de scutieri care îi oprește pe manifestanți înainte. Cumva au secționat bulevardul. Pe unii i-au oprit spre Română și pe alții i-au oprit la Biserica Italiană. Și propun să mergem acolo. Da. Suntem în apropiere de Sala Dales, unde s-a coagulat un grup puternic de demonstranți pe 21 decembrie, în jur de orele 15-16. Ei erau întâmpinați de un dispozitiv care era în partea aceea și sunt fotografii de la acea manifestație care se desfășura în jur de ora 17:30 dinspre intersecția rutieră de la universitate. A venit un camion care a lovit mulțimea. Și asta a schimbat cu totul dinamica evenimentelor. După ce acel camion a intrat în mulțime, din partea aceasta, unde se aflau cei de la USLA, Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, s-a înaintat și s-a tras în oameni. Această succesiune de evenimente, odată intră camionul militar, apoi... Când s-a întâmplat asta? Pe 21 decembrie, la ora 17:30, okay, cu aproximație. Intră camionul militar în mulțime, venind practic din spatele oamenilor. Direcția și era asta. Exact. Din de la universitate, da? A venit, okay, spre oameni. Da. Da. După asta, cei de la USLA, trupele speciale, au înaintat spre oameni și au deschis focul. Adică cele care veneau de la Roman, da, din direcția romană. Exact, către exact. Au deschis focul spre oameni și au lăsat zeci de trupuri pe jos. Acesta e o informație importantă pentru că ulterior, cum mi-a povestit un revoluționar care a fost împușcat atunci, i s-a explicat că nu USLA a tras în ei. Deci el i-a văzut pe cei de la USLA cum au tras în el și în cei din jur și după revoluție i s-a explicat că nu a tras USLA în el. Da. Iar acolo sunt, în acest incident, sunt zeci de morți și răniți. Monumentul de lângă noi este închinat celor care au fost uciși atunci, iar pe jos este un semicerc de gloanțe cu care ei au fost ciuruiți și gaura care se vede în acest monument, vernisat în decembrie anul trecut, 2023, simbolizează cei care atunci au suferit răni care le-au provocat moartea. Mai departe o să mergem și la plăcile care sunt închinate lor și o să spunem câteva cuvinte și despre câțiva dintre cei care au fost uciși atunci. Înainte de asta vreau să precizez, sunt dintre cei omorâți. Unii au fost omorâți de camionul care a intrat în mulțime, alții au fost împușcați și alții au fost loviți. Au fost loviți fie de soldații armate cu poartele puștilor, fie de cei de la USLA cu bastoane. Nu e vorba doar de acel camion care a intrat în mulțime, cum au încercat unii să se scuze și să spună că revoluționarii devină pentru că ar fi aruncat cu pietre în camion. E vorba și de ce s-a întâmplat după, în minutele următoare, iar acuzația, pe de o parte, cei din forțele de represiune au susținut că s-a aruncat cu pietre în camion și șoferul a fost lovit și și-a pierdut cunoștința și a intrat în urmă. Pe de altă parte, acuzația din partea cealaltă este că felul în care s-au comportat trupele de presiune, modul organizat în care au înaintat ulterior și
au sustras actele celor care erau întinși pe jos, de exemplu, și nu mai mișcau, care erau morți, ar indica o organizare a ce s-a întâmplat. Da. Singurul lucru sigur este că procurorul dosarului a decis că a fost un caz fortuit și a dat de începerea urmăririi penale. Suntem lângă mai multe plăci memoriale pentru cei care au fost uciși atunci. Avem și un monument ridicat de mai multe rude ale revoluționarilor, separat de monumentul oficial și mai impozant al autorităților. O să încep cu placa ce se află cel mai sus, pe care scrie: aici au murit eroi adevărați. Mi se pare un mesaj care vorbește de la sine despre cei care au fost aici, în primul rând al manifestației. Și o să spun câteva cuvinte despre unul dintre ei, cu mențiunea că noi la Turul Revoluției vorbim de mai mult și cumva dorința noastră prin Turul Revoluției este ca oamenii să afle mai multe despre cei obișnuiți care au participat la acele evenimente, nu de partea politică. O să mă opresc asupra lui Radu Ionescu. Chiar recent am avut un tur cu liceeni de la Dante Alighieri, unde Radu Ionescu a fost elev. El avea 17 ani la momentul Revoluției și avea un motiv pentru care, un motiv personal pentru care a venit la manifestație. Înainte de evenimente, în perioada premergătoare, s-a certat cu un coleg. Cum se întâmplă tuturor, cred că în adolescență s-a întâmplat asta. Acel coleg avea un tată milițian și milițianul a venit și l-a bătut pe Radu. În loc să fie o împăcare, nu. Tatăl acelui băiat, prevalându-se de faptul că este un reprezentant al unei instituții de forță, l-a bătut. Și așa Radu a prins ură pe regimul comunist pentru nedreptatea care i s-a făcut și se afla în primele rânduri ale manifestației când a venit vehiculul militar și a fost unul dintre cei care au fost uciși aici. De asemenea, printre cei de pe această listă se găsește Ruxandra Marcu, care are o stradă în cartierul Drumul Taberei și o să mergem chiar la acea stradă unde o să vorbim despre ea. Ei sunt primii oameni uciși în Revoluția de la București și lor li s-au adăugat foarte mulți, iar în toată Revoluția cu totul sunt aproximativ 1200 și sperăm că și prin ceea ce facem noi acum să le facem un fel de dreptate morală și oamenii să fie, să ia ca pe un demn să vină aici, să vadă numele lor, să citească despre ei și să-i cunoască pe acești oameni care într-un fel erau ca noi ceilalți. Ce îi diferențează e că în acele momente au făcut o alegere foarte dificilă și chiar cu prețul vieții au fost pe acest bulevard. O să folosesc expresia unui revoluționar de la Cluj, Călin Nemeș: pe jos e sângele care nu se șterge niciodată. Succesiunea de incidente sângeroase de la sala Dales, forțele de represiune au împins manifestanții până aici, la strada Batiștei,
și ei au decis să construiască o baricadă, să pună un obstacol fizic, să nu mai poată vreun camion sau vreo blindată să vină peste ei. Baricada a fost din copacul care se găsește pe partea cealaltă până în zona asta, da, cu extensii spre laterale, astfel încât să se protejeze de trupele armatei și trupele USLA ale securității. Au intrat în restaurantele care existau și unele și există și acum, luând de acolo pe scaune, mesele pe care au pus mâna, au adus un camion, au pus diverse obiecte, construind obstacolul acesta formidabil. Și aici, la piața universității, erau pe stradă mii de oameni și pe trotuare mii de oameni. Se scanda, era întuneric și au făcut rost de un megafon. Lumina era stinsă intenționat. Da. Era stinsă iluminatul stradal, de pe partea cealaltă se dădea cu trasoare luminoase, iar cu un megafon se adresau mulțimii. Regizorul Paul Kozighian, care atunci era student la Universitatea de Film, era în acest bloc și el a filmat. A filmat atât pe zi, în timpul manifestațiilor diurne, cât și în timpul nopții, și surprinde mai multe momente absolut impresionante. La un moment dat se execută un șir de gloanțe și manifestanții scandează: suntem gata să murim, suntem gata să murim. E o altă scenă la care li se adresează de la portavoce îndemnul: haideți să cântăm ceva împreună. Și se dă tonul la Deșteaptă-te române, în timp ce venea răpăit de gloanțe. S-a încercat spargerea baricadei cu blindate și manifestanții i-au dat foc. Am vorbit cu unul dintre cei care a dat foc și omul ne-a explicat cât s-a chinuit să dea foc, că nu vrea să ardă. Nu vrea să ardă motorina. Iar în acea situație în care se răspândește focul pe toată lățimea drumului, la baricadă, manifestanții revoluționarii scandează: asta e căldură, asta e căldură, cu referire la lipsa căldurii din apartamente și în comparație cu ceea ce se întâmpla aici. Se aude pe înregistrare, este foc de Paul Kozighian, cum se sparg vitrine peste tot, ca un semn al furiei celor care nu doreau să plece acasă. Ministrul apărării vine aici personal cu aghiotantul ca să vadă situația cu ochii lui, că nu înțelegea de ce nu se rezolvă odată problema. Și după ce a venit aici ministrul apărării, s-a intrat în baricadă cu 3 tancuri. Era trecut de 12 noaptea, Paul Kozighian plecase și deci nu a surprins. Nu are filmarea asta. Nu, el a surprins până la inclusiv momentul când s-a intrat cu blindatele, dar au eșuat în încercarea de a o sparge. El a plecat și povestește în detaliu și vă invit să aflați că relatarea lui. Sunt materiale pe YouTube. Exact. Relatarea lui, da. El a făcut bine că a plecat, pentru că a reușit să salveze filmarea. Altfel, dacă rămânea până la sfârșit, cine știe, poate n-am fi avut-o. Da. Și mai există o filmare făcută după ce tancurile sparg baricada, e făcută cumva de la distanță, dinspre intersecția rutieră de la universitate, la nivelul solului. Și din nou, acest al doilea om, și el curajos, că a venit cu camera,
surprinde Trasoare. Trasoare, în noaptea respectivă ne-a spus președintele Asociației 21 decembrie 1989 că s-au tras în total 2 milioane de gloanțe. Majoritatea erau Trasoare, bineînțeles, dar s-a tras și în oameni. Se bănuiește că sus pe clădiri au fost așezați lunetiști de la securitate, care când s-a spart baricada, beneficiind de faptul că s-a aprins iluminatul stradal, au văzut exact unde să tragă. Și ce s-a întâmplat după spargerea baricadei a fost barbarie. Relata un participant că a văzut pe un tânăr, trebuie să avertizez că urmează o scenă, următoare 30 de secunde urmează o scenă foarte crudă, l-a văzut pe un tânăr care avea picioarele zdrobite sub genunchi, că fusese călcat de tank, și doi milițieni îl târau într-o dubă. Tânărul pierduse foarte mult sânge și era în pragul morții. Doi milițieni îl târau în dubă, în timp ce el striga la ei, protesta, și după ce l-au aruncat în dubă, l-au scuipat. Nu era destul că omul era în pragul morții și că oricum îl prinseseră, au trebuit să-l și scuipe. Omul respectiv s-a salvat urcând în blocul care este acolo și de acolo a văzut atrocitățile care aveau loc. Atrocități comise de armată, prin tancuri și blindate. Acestea nu erau decât la armată și responsabilul din vârf este ministrul apărării, Vasile Milă. De asemenea, au participat trupele securității prin UZLA, Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, și prin lunetiști. Au participat milițieni care se ocupau de arestări. Arestări care nu s-au făcut doar cu oameni bătuți și li s-au pus cătușele. De exemplu, când s-au terminat cătușele, ne-a povestit cineva, că erau foarte mulți arestați, le-au legat mâinile cu sârmă din pată. Este Nicoleta Matei, care la momentul Revoluției era adolescentă, se afla cu fratele și cu tatăl ei, care povestește niște amintiri terifiante ce s-a întâmplat după ce au fost arestați, cum au fost bătuți și felul în care au fost tratați. Iar undeva pe la ora 2, aici, fiind plin de sânge, au venit mașinile speciale să spele pe jos. Au venit mașinile cu perie rotativă să spele pe jos. Să schimbe geamurile, au venit împlarii. Exact, da. Exact, au venit împlarii care să schimbe geamurile și au venit fotografi ai Ager Press, agenția oficială, care au documentat și fotografiile urmau să fie folosite a doua zi în ziarele propagandei comuniste ca să justifice represiunea, spunând iată ce au făcut huliganii. Lucru care și în prezent l-ar putea da de gândit când din cauza unor mici violențe, când niște participanți la un protest, nu știu, blochează un drum, mai sparg un geam, mai fac niște chestiuni în esență minore, sunt tratați ca și cum ar fi cei mai periculoși infractori. Da. Și totuși, dreptul la protest al oamenilor a fost câștigat la Revoluție, în evenimentele pe care le povestim și care nu a fost o plimbare prin parc. Da. Iar pe la ora 3 s-a anunțat că rezistența a fost înfrântă și zona a fost curățată. Să
Suntem în dimineața zilei de 22 decembrie. Foarte mulți bucureșteni, muncitori de pe marile platforme industriale sau din cartierele dormitor, au aflat în cursul nopții de masacru care a fost la baricadă. Chiar cineva care a trăit acele evenimente povestea că se uita la blocul de vis-a-vis și erau toate luminile aprinse. Semn că oamenii nu puteau să doarmă. Iar dimineața mii și apoi zeci de mii de oameni se îndreaptă spre centrul orașului. Aici trebuie să facem această observație. Ei știau că fuseseră mulți oameni împușcați și au venit spre aceleași locuri. Da, un gest foarte vezi, curajos, da, pe care îl făceau zeci de mii de oameni. Riscul la care se supuneau, da. Exact, un risc asumat. În același timp, fără să știe ei, soarta celor arestați era dramatică. Filozoful Horia Roman Patapievici ne relatează într-un eseu care se numește În preajma ștreangului. Există și varianta audio, se găsește și pe YouTube, îl recomand. În afară de detaliile pe care le-am prezentat deja, ne relatează că în dimineața acelei zile, el, arestat fiind împreună cu mai mulți, au fost legați la ochi și scoși undeva unde li se părea că sunt în apropierea unui zid și auzeau, fără să vadă, cum o voce lipsită de autoritate întreabă: dar cu ăștia ce face? Îi execută? Și apoi răspunde cineva foarte sigur: încă nu, se așteaptă ordin. Ceea ce ne arată cam ce puteau să pățească unii dintre cei care fuseseră arestați în noaptea precedentă. Oamenii se îndreaptă spre Piața Republicii. Sunt filmări făcute la universitate cum se deschide focul în aer și nu prea se mai feresc. Și încep să preseze din toate părțile. Suntem în cartierul militar din București, unde până în 1989 era una dintre fabricile Fanion ale orașului. Am văzut că ai și un tricou. Am pregătit un tricou care chiar este... Da, parte... turbomecanica. Da, el a fost făcut în cadrul unui proiect de cercetare a istoriei industriale a cartierului militar de Asociația Politeia și l-am cumpărat ca o acțiune caritabilă pentru că ei, în afară de partea asta de cercetare industrială antropologică, au un proiect prin care ajută niște familii foarte sărace din Dârvare, o localitate în apropiere de București. Iar dacă vreți să ajutați, vă recomand, pentru că oamenii aia care locuiesc acolo au cu adevărat nevoie de ajutor, ca să vă faceți așa o idee, n-au curent electric, deși au făcut cerere de foarte mult timp. Și vor să-și ducă copiii la școală, dar nu au drumul asfaltat, sunt niște condiții foarte dificile, cum erau, de fapt, înainte de Revoluție, pentru mulți oameni. Și am cumpărat acest tricou, face plăcere să-l port cu această ocazie. Iar turbomecanica... O să aflați mai multe detalii și în descriere. Iar turbomecanica era o întreprindere importantă în timpul comunismului. Ea înființată în 1975 și, de exemplu, când o delegație a României socialiste a fost în Marea Britanie și dictatorul s-a întâlnit cu regina, că așa era protocolul, au semnat un acord cu Rolls-Royce. Și turbomecanica producea un anumit tip de motoare pentru Rolls-Royce. Cine cunoaște detaliile putea să afle că, de fapt, licența pe care noi o cumpărasem era una deja învechită. Și celor de la Rolls-Royce le-a convenit să ne dea pe bani o chestie învechită pe care ei nu prea o mai foloseau. Însă, pentru propaganda comunistă a fost un lucru de laudă, că uite, noi facem motoare cum au cei de la Rolls-Royce. Da. Iar la momentul
Revoluției. De aici, de pe platformă, pe 21 decembrie, în acea dimineață, au plecat coloane de muncitori pentru ca oficial să susțină regimul comunist. Ei au ajuns în Piața Republicii ca toate celelalte mase de oameni și a fost un grup de tineri care se vorbiseră de dinainte că ei vor începe să protesteze. Cred că e pentru prima dată când într-un material filmat o să spunem numele tuturor celor care făceau parte din acel grup și ca un tribut adus lor. Cam câți? 10 persoane. Okay. Am găsit în cercetarea pe care am făcut-o. Pompiliu Militaru, Cornel Ardeleanu, Adrian Petronică, Doru Botez, Constantin Dumitru, Marius Ambrozie, Mihai Bădescu, Dumitru Țugulea, Valentin Vlad și Dan Petrescu. Dan Petrescu chiar a acordat un interviu televiziunii române și de acolo am început să intru pe fir. El a povestit că așteptau să apară dictator, să treacă primele discursuri și să vină el. Și în momentul în care și-au dat seama că erau la o anumită distanță, și-au dat seama că el a zis, ok, gata, hai să încep. Și au început să scandeze Timișoara, Timișoara, asasinii, asasinii. Deci asta în timpul meetingului? Da, în timp ce vorbea dictatorul în acele un minut, două minute care erau transmise în direct. Da. Și prima scenă a fost că s-a făcut un cerc în jurul lor de oameni care nu doreau să aibă de-a face. Ok, ok. Dar după aia s-au alăturat și alte persoane. Cumva prima scenă seamănă și cu ce a fost la Timișoara când prima dată s-a strigat jos Ceaușescu, toată lumea a tăcut. Da, era da. O chestie... Nu știa dacă cumva e foarte periculos ce ai spus și dacă nu pățești ceva în momentul ăla, probabil. Da, a fost o teamă. Da, bineînțeles. Și era ceva complet nou. Era și asta, da. Un șoc, probabil, pentru unele dintre persoane care fusese învățate toată viața, că trebuie să strige... Nu, Doamne ferește, da, să nu vorbești că ești... da. Și sunt acești oameni curajoși alături de celelalte grupuri care participă la întreruperea meetingului și cu această ocazie vreau să spunem mai multe lucruri în general despre muncitori. Dacă ar fi să începem chiar cu Brașov 87, ei atunci, pe 15 noiembrie, muncitorii brașoveni organizează, poate e termenul nepotrivit, fac o revoltă spontană care e, de fapt, cel mai puternic protest împotriva comunismului și pornesc de pe platforma industrială către centrul de putere. E, același traseu, apoi muncitorii din Timișoara îl urmează când, după mai multe zile de încercări, pe 20 decembrie intră în grevă generală și de pe platforme industriale merg o parte către Piața Operei, unde trebuia să vorbească primul ministru, și o parte merg către județeana de partid. Iar mai departe putem să exemplificăm și cu muncitorii de la Craiova, de la fabrica de avioane, ca o coincidență, același domeniu ca cei de la Turbomecanica. Ei pe 22 decembrie, foarte de dimineață, pornesc în marș prin oraș. La un moment dat se întâlnesc cu trupele speciale, USLA, și îi ocolesc, își schimbă traseul ca să nu aibă loc o confruntare și undeva pe la 10-11 dimineața, înainte să plece elicopterele din București, deja ei ocupă piața centrală a orașului și iau cu asalt tot la fel județeana de partid din Craiova. Aș extinde această idee cu o teorie pe care o exprimă filozoful Sorin Cucerai, participant la Revoluție și care în momentul respectiv era muncitor necalificat. El consideră că atunci au avut loc două revoluții simultane. A fost una pentru drepturi civile, care începe la Timișoara și respectiv la București în primele zile, și a fost una pentru drepturi sociale, pentru sindicate libere, pentru un trai mai bun. Iar aceasta începe la Timișoara pe 19-20 decembrie, câteva zile după prima,
și care reprezintă muncitorii, respectiv la București pe 22 dimineața, când muncitorii vin în numere foarte mari spre centrul orașului și la fel putem distinge același gen de grupuri care au același țel, dar nu sunt similare, sau sunt similare, dar nu sunt exact la fel, de exemplu la Cluj, unde avem muncitorii care pornesc de pe platforme industriale din nordul orașului și sunt opriți la podul Astoria de armată și poate nu doar de armată și se trage asupra lor și separat e un alt grup de boemi ai orașului care devin un fel de rebeli ai orașului și care în Piața Libertății, pe atunci Piața Unirii, în prezent organizează un protest în paralel așteptând să vină muncitorii. Și sunt aceste două grupuri distincte care conlucrează în multe orașe în mod spontan și care filozofic au concepții diferite despre ce înseamnă să ai drepturi și până la urmă reușesc pe 22 decembrie să determine pe dictator să fugă de pe clădirea Comitetului Central, respectiv județenele de partid sunt ocupate. Filozoful Sorin Cocerai continuă această teorie în mod sceptic, considerând că ulterior cele două grupuri sociale s-au desprins și mineriada, a treia mineriadă din 13-15 iunie 90 și cea mai sângeroasă dintre cele șase mineriade, e momentul în care muncitorii manipulați de noua putere, mineri, dar nu numai mineri, îi atacă pe studenții și intelectualii care erau în piața universității și cumva mult simbolic putem spune că o revoluție îi dă în cap celelalte și din păcate această dezbinare a continuat până în prezent, când muncitorii și să numim la modul general intelectualii, deși nu e chiar termenul cel mai potrivit, sunt în continuare dezbinați și în loc să conlucreze inclusiv la nivel de sindicate sau organizații profesionale, există o anumită animozitate și de multe ori când muncitorii cer anumite drepturi, persoane care se consideră foarte citite îi duc în derisoriu și mi se pare o teorie interesantă din punct de vedere filozofic. De la 10 dimineața, ministrul apărării care se afla aici, împreună cu toată conducerea țării, se împușcă. Fac o precizare pentru conformitate. S-a făcut deshumarea, s-a făcut probă balistică, lucrurile s-au lămurit pentru oricine vrea să asculte argumente și să vadă procedura care s-a făcut. Omul s-a împușcat, nu s-a întâmplat altceva. Se știe și arma cu care s-a împușcat și istoricul Mihai Burcea, care a fost prezent aici, a detaliat lucrurile astea. Soldații care erau în tancuri, tancurile aduse pentru a apărea Comitetul Central de civili, sunt dezorientați. Unii nu cred că s-a întâmplat chestia asta și li se pune un radio cu baterii pentru ca ei din tank să asculte și manifestanții se urcă pe tancuri și obligă să intre cu tancurile aici în Piața Revoluției. E un moment care e și fotografiat când se produce o fraternizare forțată de demonstranți, de revoluționari. Și începe să se scandeze, ceea ce în zilele anterioare era o dorință, acum devine practică, armata e cu noi, armata e cu noi. Ea se petrece, această fraternizare se petrece la cadrele inferioare. Mai prezint odată ce am povestit despre maiorul Ioancea din Timișoara, care cumva în același timp cu ce se petrecea scenele acestea, el urcă în balconul operei din Timișoara pentru să se pune la dispoziția Revoluției și ministrul apărării îl arestează.
ministrul apărării încerca să facă față situației. Nu a trecut de partea revoluționarilor, ci a încercat să se adapteze la ce se întâmpla în stradă, câteodată luând această decizie în ce privește pomonul Rancea, pe care, bineînțeles, că l-aș fi așteptat curtea marțială și, eventual, ar fi fost executat pentru rebeliune. Tancurile vin aici, în Piața Revoluției, sunt zeci de mii de oameni. Deja pe laterale, unii dintre revoluționari sunt filmați cum sparg geamurile și intră în clădire până la parter, și aici, în partea din față, până la urmă reușesc să ne învălesc. Și iau la rând etajele, câte unul, câte unul. La, de exemplu, la etajul 1 erau cabinetul numărul 1, cabinetul numărul 2. Ei intră într-o clădire pe care nu o cunosc, în care nu aveau acces în perioada respectivă, și tot ce avem aici în jur erau instituții ale statului atunci. Avem și Direcția 5 a Securității, avem o altă clădire unde se afla lista cu toți informatorii din toată țara, lista care a dispărut după Revoluție. Avem Consiliul de Stat, care era pe două treimi din Muzeul de Artă. Doar secțiunea centrală a Muzeului de Artă era muzeu. Partea stângă și partea dreaptă, aripile de stânga și de dreapta, erau Consiliul de Stat. Revoluționarii intră în clădirea cea mai importantă din România, da, centrul puterii, și au la rând etajele. Între timp, Direcția de Pază a Securității începe să rupă antenele care se găseau pe acea terasă, da, pentru ca două elicoptere să poată coborâ acolo. Acolo nu era heliport. Ei fac o improvizație pentru ca cele două elicoptere să evacueze conducerea României. Și pe măsură ce revoluționarii urcă, în același timp cei de la securitate care asigurau paza încep să-și abandoneze uniformele. Devin și ei civili. Da. Și se amestecă printre revoluționari. Să nu se întâmple ceva și, da, cu ei, cu populația care, da, intra. Da. Exact. Apoi un singur elicopter reușește să coboare într-o primă instanță și intră în el prima parte a conducerii Republicii Socialiste România, printre care dictatorul și soția. Plus încă doi oameni, doi sau trei oameni, nu? Nu, erau vreo șapte persoane, ah, okay, cu totul. Și erau peste capacitatea elicopterului, a intrat mult peste. El pornește de pe terasă, de acolo, și odată cu fuga dictatorului cade regimul. Un regim care fusese la putere 45 de ani, cel puțin teoretic. Da. Al doilea elicopter nu mai apucă să facă asta, pentru că știm din imaginile filmate, când elicopterul care ia pe dictatorii acolo, în fața lui sunt cei de la Direcția de Pază a Securității și în partea aceea sunt revoluționari care flutură steagurile. Te acoperiși deja. Da, exact. Și care ar fi vrut să-l prindă, da, dar cei de la securitate sunt înarmați și țin la distanță. Iar asta se întâmplă în jur de ora 12. Mai precis, plecarea elicopterului este 12.06. În paralel cu asta, revoluționarii ajung la televiziune. Și acolo reușesc să intre în direct abia peste vreo oră, în jur de ora 13. Iar mai departe aici, în clădirea Comitetului Central, aruncă simbolurile, aruncă cărțile partidului, steagurile comuniste, sunt imagini celebre. Și ulterior, următoarele ore, decretează în mod solemn moartea dictaturii lui Ceaușescu. Sunt mai multe gesturi cu valoare simbolică. În după amiaza acelei zile, de fapt după 6 seara, deja se lăsase seara, încep focuri. Începe așa numita psihoză teroristă. Sunt martori mulți care povestesc că au apărut 4 mogâldețe
pe Muzeul de Artă. Da. Care au deschis foc. Nu avem o unanimitate cât timp au tras un foc sau mai multe, cum erau îmbrăcați, mai ales că era întuneric, ce armament au folosit sau cine erau, de la ce instituție de forță erau. Asta nu știm, dar faptul că de acolo s-a deschis focul prima dată, majoritatea mărturiilor merg în acea direcție. Și așa începe nebunia aici, în toate clădirile din jur, și începe să tragă. Se răspunde de către cei de la armată, se trage acolo. La un moment dat sunt trimiși niște militari sus, acolo, și revoluționari merg cu un steag, se strigă de la balcon, la megafon, acolo sunt băieții noștri, nu mai trageți. Sunt minute în șir în care se încearcă să se oprească focul, se face apel la toată lumea să nu mai tragă, dar tot se găsește cineva care să tragă, nu știe exact de unde trage. Și sunt foarte multe confuzii. Chiar ieri am vorbit cu cineva care a participat la evenimente, aici am venit și am reconstituit și ne-a povestit cum într-una din acele zile, pentru că luase foc biblioteca centrală, am mers cu niște pompieri acolo, încercând să stingă focul, și în momentul în care am intrat în clădire și au ajuns la secțiunea unde ardea, cei de afară, de la armată, au tras asupra lor, crezând că sunt adversari teroriști. Da, 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 da. Și atunci pompierii au zis, bine, noi ne retragem, că nu vrem să fim împușcați. Iarăși un alt revoluționar care a fost și la baricadă, a intrat în clădirea care se află în partea aceasta, la un moment dat urca și omul din fața lui a căzut împușcat, probabil de către cei care erau afară, de tot așa, care erau de partea Revoluției și care au crezut că ei sunt teroriști, deși da, ei erau în căutarea unor teroriști. Și majoritatea incidentelor teroriste sunt aceste confuzii, cu mențiunea că de multe ori ele au un început care e într-adevăr terorism. Cum vă povesteam de cei patru care au apărut acolo sus pe acoperiș și au deschis foc. Și cercetătorii, respectiv procurorii, nici în prezent nu au găsit cine au fost cei patru care au început treaba asta. Mai departe vreau să ofer un alt exemplu al unui alt caz de terorism pe care îl știm foarte detaliat. Și pentru asta vom merge pe Bulevardul Maghiar. Ok. În afară de multe confuzii, au existat și teroriști adevărați. Teroriști, adică persoane care au semănat teroare. Un asemenea caz este aici pe Bulevardul Maghiru. Este apartamentul care se găsește la etajul 1, în partea stângă, deasupra reclamei Roz, la Briel. E un caz documentat. Din acel apartament s-a tras, după fuga dictatorului, în nopțile următoare. Și după Revoluție a fost identificată persoana care era proprietarul apartamentului, un angajat al securității. Procurorul a făcut toate aceste etape, iar ulterior a decis de începerea urmăririi penale. Deși omul respectiv a fost identificat, nume, prenume, locul de muncă, în acest caz, Departamentul Securității Statului. Bineînțeles că cel incriminat a zis, nu știu, eu nu eram acasă, nu știu cine a intrat acolo, și acest tipar s-a replicat în mai multe locuri în care s-a tras și proprietarii au zis, eu nu știu, eu nu eram acasă. Indiferent care au fost persoanele bănuite de terorism, le putem încadra în trei teorii. E cea lansată de Frontul Salvării Naționale în zilele Revoluției și care a spus teroriștii au fost fideli ai dictatorului care încearcă să-l aducă la putere.
Și de asta, ulterior, noi trebuie să executăm dictatorul. A doua teorie a fost lansată în lunile de după Revoluție, când conducerea Frontului Salvării Naționale, organism tranzitoriu, guvern provizoriu, a anunțat: noi nu mai suntem guvern provizoriu, ci devenim partid. Și între timp am preluat logistica și infrastructura Partidului Comunist și vom candida și noi la alegeri ca și cum am fi orice alt partid. Și atunci opoziția a zis: de fapt, voi ați inventat teroriști. Cumva această teză e preluată și de procurorii actuali din dosarul Revoluției. În sfârșit, există și a treia teorie, care a fost lansată de cercetători de la CNSAS. Ei au mers în dosarele securității cât de mult au putut, că nu toate sunt accesibile, și au apărut mai multe cărți coordonate de cercetătorul Andrei Ursu, care este și fiul opozantului Gheorghe Ursu, ucis de securitate. Și el consideră că, pe baza echipamentului folosit de teroriști, inclusiv gloanțe speciale, echipament de noapte, anumite tipuri de arme, ei vin de la securitate. Iar mai departe, cercetătorul istoricul, mai precis Dumitru Lăcătușu, are chiar o teorie a prototeroriștilor, a celor care în perioada 17-21 decembrie, înainte să fugă dictatorul, au tras în populație folosind echipament și o abordare similară a ceea ce ulterior au fost teroriștii de după 22 decembrie, ținând cont și de faptul că prima dată când se folosește acest termen este de către regimul comunist când ies în stradă cei de la Timișoara și sunt acuzați că desfășoară acțiuni teroriste. În această etapă în care ne aflăm, nu știm care dintre cele trei teorii este valabilă sau dacă va apărea o alta care poate să și combine dintre cele existente. Lucru sigur este că în urma acțiunilor Asociației de Revoluționari 21 decembrie 1989 din București, România a fost condamnată la Curtea Europeană că nu a aflat adevărul. Există această decizie a CEDO care spune către autoritățile române, întrucât în perioada 15-31 decembrie au fost uciși în total aproximativ 1200 de oameni, este inadmisibil să nu fie aflat adevărul. Iar tu, statul român, trebuie să faci toate demersurile. Și mai departe, în continuare, aș spune că datoria noastră de cetățeni este să milităm pentru a se afla adevărul despre Revoluție, care până la urmă nu e doar despre victimele de atunci, ci e despre noi, ca societate. Și aș vrea să spunem câteva cuvinte despre teroriști, să nu o lăsăm așa în aer, dar în același timp să ne concentrăm pe singurele lucruri pe care le știm sigure. În primul rând, cum deja am precizat, majoritatea incidentelor au fost confuzii. Da, e adevărat. Au fost confuzii, voite sau nu, urmează să stabilească procurorii. E un proces în desfășurare și procurorii consideră că toate incidentele au fost confuzii voite, eventual, de către noua putere. Eu o să nuanțez și așa, o să spun că majoritatea au fost confuzii și o să merg mai departe pentru a spune că o parte au fost incidente teroriste la propriu. Au fost oameni care au semănat teroarea. Unul dintre cazuri e cel pe care vi l-am prezentat aici și mai sunt multe altele și firul roșu al acestor întâmplări este că cei care le-au provocat erau de la securitate. Știm asta că i-au găsit cu legitimațiile la ei. O parte din aceste situații sunt în dosarul Revoluției. O altă parte sunt oameni care povestesc că s-a întâmplat asta. Dar cam ce se întâmpla mai exact? Adică
Oare asta ce am povestit noi până acum? Uitați, de exemplu, în Comitetul Central erau nopți în care se tăia curentul, nu mai era lumină și începeau focuri de arme. Și când revoluționarii reușeau să dea drumul din nou la alimentarea cu curent, își găseau colegi care erau pe jos împușcați, urlau de durere într-o baltă de sânge. Și s-a întâmplat asta de mai multe ori până când șeful revoluționar, șeful ad hoc al revoluționarilor a zis: de acum încolo orice individ necunoscut pe care îl găsiți, îl arestați. Și i-au arestat pe mai mulți care erau cu legitimația de securitate la ei și n-au mai avut loc incidente pe etajul respectiv. De exemplu. Ok. Da. E un alt caz foarte cunoscut în istoriografia Revoluției, în drumul Taberei, la un filtru, l-a oprit pe un om care le-a spus celor revoluționari din filtru că el este un milițian care merge în bucla de la drumul Taberei la cumnata lui, care e singură și uite cum se trage aici și mă duc și eu să stau cu dumnea ei. I-au percheziționat mașina și au găsit o lampă cu halogen, o lanternă cu halogen, un pistol, un încărcător și după ce l-au arestat, i-au mai găsit încă un încărcător în gheată. Și i-au găsit o legitimație, s-a stabilit că omul era de la securitate. De exemplu. E încă un caz. Da. Și după Revoluție a primit neînceperea urmăririi penale. Și sunt zeci de asemenea cazuri, nu doar în București, în Brașov, Timișoara, Craiova, Brăila, Galați. Sunt mai multe, sunt multe asemenea cazuri. Nu toți teroriștii prinși erau de la securitate. Un caz cunoscut în istoriografia Revoluției are loc la Brașov. Se trage asupra manifestanților dintr-un cimitir. Ei merg acolo și îl prind pe un om care avea pușcă cu lunetă. Omul ăla era poștaș. E bătut, arestat și în fața procurorului dă declarații olografe în care relatează cum a primit pușca de la omului de legătură de la securitate, nu doar el, că a mai primit și A, B, C, D, E armament. Și omul moare în arest la începutul lui ianuarie. Dar declarațiile încă există. Important. Prezint un alt caz. La Timișoara, revoluționarul Corneliu Vaida era purtătorul de cuvânt al forțelor revoluționare reunite, armată plus civili înarmați. Mergea prin centrul orașului și la un moment dat s-a trezit că îi trece un glonț prin păr. S-a ascuns, a chemat o patrulă, au intrat în clădirea de lângă, unde l-au găsit pe directorul unei întreprinderi și în biroul directorului acelei întreprinderi au găsit o pușcă cu care tocmai se trăsese. L-au arestat și directorul respectiv, după Revoluție, a primit neînceperea urmării penale. Iată, da. De asta nu aș vrea să dăm vina pe securiști pentru tot ce s-a întâmplat. Chiar prezint un alt caz. Un tânăr care face benzi desenate a contribuit la o carte de benzi desenate cu povestea unui securist care a locuit în blocul de lângă, la Galerie Orizont. Și omul respectiv i-a povestit care a fost cea mai dificilă misiune din viața lui. A fost chemat de șef pentru a merge în locul de unde trăgea un terorist. Și a povestit cum s-a deplasat cu foarte mare precauție, mergând foarte încet și, bineînțeles, gândindu-se că poate fi împușcat el, securist, căutând un așa numit terorist. A ajuns în locul respectiv, cel care trăsese nu mai era acolo,
Însă vreau să revelez că au fost și cazuri în care membrii ai securității au fost trimiși în misiune contra teroriștilor. Nu aș vrea să se înțeleagă că toți securiștii au făcut chestia asta. Și merg mai departe cu lucrurile pe care le spuneam despre teroriști, prin a spune că există și această viziune că ei ar fi fost, de fapt, nu teroriști, ci membrii ai DIA, Direcția de Informații Armate. Totuși, pentru rigorozitate, prezint că există și această variantă în care membrii ai DIA, Direcția de Informații Armatei, ar fi deschis focul asupra altor soldați ai armatei. Nu susțin că așa s-a întâmplat, doar trec în revistă toate variantele care privesc teroriștii. S-a discutat foarte mult dacă erau într-o rețea sau nu. Erau grupuri disparate, eventual care acționau fiecare de capul lui, sau acționau conform unui plan. Dacă exista un plan, cine l-a redactat? A redactat oameni din securitate, oameni din armată, rețeaua era sub coordonarea armatei, sub coordonarea securității. Se pot pune foarte multe întrebări. Răspunsurile la ele ar trebui să vină de la procurori și de la istorici și cercetători. Dosarul e foarte stufos. Ca un detaliu tehnic, denumirea dosarul Revoluției este un termen sub care, de fapt, se găsesc foarte multe dosare. Din foarte multe orașe se găsesc incidente separate din același oraș, din București, de exemplu. La un moment dat ele au fost adunate împreună, altă dată au fost disjunse și când spunem dosarul Revoluției, de fapt, noi ne referim la o totalitate de dosare care mai recent au fost aduse sub aceeași umbrelă și procurorii au reinstrumentat ceea ce se afla acolo și au trimis în judecată pe Ion Iliescu, ca fiind președintele Forțelor Armate Naționale, pe Gelu Voican Voiculescu, care era un fel de ministru de interne al FSN-ului acela în formă incipientă, și pe un om de la armată. Și i-au trimis doar pentru ce s-a întâmplat după 22 decembrie. Ne aflăm în piața Universității din București, un loc esențial pentru lupta către libertate și democrație. În România, de jur împrejur, avem simboluri ale Revoluției din 1989 sau ale celor care în 1990 au dorit să continue idealurile Revoluției. O să încep cu crucile care se găsesc pe mijlocul bulevardului în scoarul cu iarbă verde. Ele au fost instalate în memoria celor uciși la Revoluție, dar sunt mult mai vechi. Ele sunt din secolele 18 și 19, de pe vremea când nu exista Patriarhia Română, Biserica Ortodoxă nu era autocefală, exista doar mitropolie și una dintre ele a fost folosită chiar ca o piatră de hotar între mai multe moșii în apropiere de Piața Unirii. Era moșia mitropolitului. Ulterior, după 1989, au fost aduse aici în centru. Pe partea aceea avem borna kilometru zero al democrației, cu o referire către borna kilometru zero geografic, care se găsește mai departe la Piața Sfântul Gheorghe. Cum acolo, la Sfântul Gheorghe, avem punctul de la care măsurăm distanțele geografice către orice localitate din România, aici avem un alt punct, de data asta simbolic,
în care sunt libertatea și democrația pentru care au murit oamenii la Revoluție în toată țara, nu doar în București. Lângă acel monument este un altul închinat lui Cristian Pațurc, cântăreț la chitară și cantautor, care a compus un imn al golanilor, care conține sintagma mai bine mort decât comunist și care este nu doar un mesaj anticomunist, ci și un mesaj reprezentativ pentru boema democratică din acele vremuri. Și mergând un pic mai încolo, avem o cruce închinată victimelor mineriadelor. Mineriade care, dacă luăm a treia dintre ele, 13-15 iunie 1990, aceasta a fost provocată de noua putere, care a dorit să evacueze în forță manifestanții care se găseau aici într-un maraton pentru democrație și pentru asta i-au manipulat pe mineri, mulți dintre ei, neștiind exact motivul pentru care oamenii sunt adunați aici. O să mai menționez un loc care este și fizic cu valoare practică, dar are și o valoare simbolică. Sunt scările pasajului de la universitate. Mai mulți participanți de la Revoluție își aduc aminte că atunci când au coborât, le vedeau că sunt pline de sânge. Și această imagine li s-a impregnat în memorie și pentru ei în continuare acele scări sunt pline de sânge ca o amintire a traumei pe care au trăit-o atunci. Trecem mai departe, avem clădirea universității care la momentul Revoluției era plină de mesaje și multe din aceste mesaje se găsesc în continuare pe ea sub straturile mai noi, inclusiv versuri din Deșteaptă-te române. La restaurarea universității din 1999 s-au păstrat câteva asemenea versuri care din păcate au fost acoperite, dar ele pot fi recuperate. Rămânem la clădirea universității pentru a prezenta un mesaj care încă mai este parțial vizibil. Se găsește la Facultatea de Litere, iar în decembrie 1989 acolo manifestanții au scris: studenți la filologie s-au ucis, aici e sânge, călcați cu respect. Și toate aceste mesaje merită să fie păstrate. Acum vedem că o să intre în reabilitare clădirea, nu? Da, intră chiar în restaurare. În restaurare. În restaurare și consolidare. Da. Iar noi am pregătit o petiție pe care o depunem către rectorul universității și sperăm să fie deschis, pentru ca toate aceste mesaje să fie întâi cercetate, documentate și apoi să fie conservate. Mergem vis-a-vis la clădirea Universității de Arhitectură. Avem un graffiti recent cu tricolorul revoluționar, o gaură în mijloc, la fel cum era și la Revoluție când au scos stema comunistă, și mai multe plăci care comemorează atât evenimentele din decembrie 89, cât și mineriadele din 1990 și victimele acestor întâmplări. De asemenea, găsim urme de gloanțe atât pe clădirea universității, cât și pe cea a arhitecturii. Și tot pe arhitectură este un mesaj: piața Tiananmen 2, cu referire la masacru care a fost în piața Tiananmen din Beijing, capitala Chinei, în iunie 89, când studenții pentru democrație, care manifestau pentru democrație și pentru drepturi civile, au fost atacați cu tancurile. A fost o represiune teribilă. Numărul de victime nu este cunoscut nici în prezent, între câteva sute și câteva mii de oameni au fost masacrați. Iar
făcând o paralelă cu ce s-a întâmplat atunci, acest mesaj din 89-90 consideră că și la noi a fost o replică, la fel tragică, a pieței Tiananmen. Și mai în apropiere, într-un cadru mai apropiat, este o altă cruce care este comemorativă. Plus, trebuie să remarcăm că noi folosim în continuare denumirea Piața Universității. Cea oficială este Piața 21 decembrie 1989, în amintirea evenimentelor care au fost aici. Da, suntem în cartierul militar, pe strada Bogdan Șerban Stan, un erou adevărat al Revoluției. Aici este o placă memorială pentru el, întrucât a trăit în acest bloc, împreună cu mama lui și cu sora lui. Și de aici a plecat spre Revoluție. Pe mine m-a impresionat cazul lui, pentru că mi se pare tipic pentru cei care au ieșit în stradă la Revoluție. El provenea dintr-o familie fără posibilități. Mama lui s-a luptat foarte mult să reușească în viață, în esență. Ea vine din Mizil. Ne-am întâlnit cu ea și am povestit și ne-a dat detalii despre viața foarte dificilă pe care a dus-o și cum a încercat să le ofere copiilor ei cele mai bune condiții, deși era foarte greu în acele timpuri și în continuare, în bună măsură este. Iar la momentul Revoluției, Bogdan Stan era rugbist la echipa Rapid, era un rapidist și lucra la întreprinderea de ascensoare de lângă Podul Grant, din cartierul Giulești. Pe 21 decembrie el a participat la baricadă și acolo se spune că chiar a adus camionul care a fost piesa de rezistență a baricadei. Unul dintre lucrurile care mi-a rămas în minte și cumva m-am regăsit în el este că acolo el încerca să ajute construirea unei, în esența unei organizații revoluționare. A adus camionul tocmai în ideea că trebuie să fie o piesă foarte solidă la baricadă. S-a ocupat de încărcarea megafonului prin care anumiți revoluționari se adresau mulțimii care erau mii de oameni și nu a avut vanități prin care să spună hai că vreau eu să vorbesc mulțimii. Ce a zis? Nu, vorbiți voi, eu mă ocup să fie încărcat, să se audă. Și când s-a spart baricada, că el a stat până la sfârșit, un prieten a fost ucis exact lângă el, sub ochii lui. Și a luat cămașa însângerată, a înconjurat orașul foarte șerpuit ca să nu fie prins, cum au fost foarte mulți prinși de trupele de represiune. A ajuns aici, în militari, era deja 4-5 dimineața. I-a povestit mamei lui ce s-a întâmplat. A dormit câteva ore și s-a trezit pentru a pleca la lucru. S-a îmbrăcat în negru, iar mama l-a întrebat de ce face treaba asta și i-a arătat cămașa însângerată și a zis eu nu pot să stau acasă, vezi cămașa asta? Și apoi a fost la întreprindere și a ieșit din nou în stradă. Ulterior, pe fondul psihozei teroriste și a apelurilor să fie apărată televiziunea, el s-a dus acolo. Din nou s-a dus încercând să ajute. Nu s-a dus să vorbească la televizor, să apară, să-l vadă oameni, ci s-a dus să vadă cu ce poate să ajute. Și noaptea
a fost împușcat. A fost împușcat și de un civil de lângă el. Cumva știm cine l-a împușcat, pentru că Bogdan Stan nu moare pe loc. Era o persoană puternică, nu doar moral, nu doar ca și caracter. Era o persoană puternică și fizic. Și a mai trăit două zile. A fost transportat de urgență la spital, unde le-a povestit medicilor cine a tras în el, că îl văzuse pe omul care trăsese. Era un civil care a scos un pistol și a tras în el, în incinta televiziunii, în curtea televiziunii. Nu doar el l-a văzut, l-a văzut și un prieten cu care era pe omul respectiv. Prietenul s-a apropiat de Bogdan încercând să-l ajute și civilul s-a întors către celălalt și a zis: dacă nu te depărtezi, te împuși și pe tine. Iar apoi a fugit în noapte, pe omul respectiv. Și acum vine partea prin care Bogdan Stan cumva în continuare ajută cauza Revoluției. El, din păcate, a murit după două zile, pentru că cele două gloanțe au fost trase să-l ucidă. Și una dintre ele, unul dintre gloanțe, a nimerit în zona coloanei vertebrale. A murit și mama lui, bineînțeles că a fost foarte îndurerată și a mers la autorități să ia actele legale prin care s-a făcut analiza morții lui Bogdan Stan și a reușit să obțină o copie cu ștampilă și semnătură pe care scrie negru pe alb că gaura de glonț avea 6 mm. Asta înseamnă că glonțul a fost sub 6 mm. Și la momentul Revoluției, toate și perioada imediat următoare, toate instituțiile de forță ale regimului, inclusiv armata și securitatea, au zis: noi nu avem asemenea armament. Ba chiar se ajunsese ca unii dintre procurori să spună: nu s-a folosit un asemenea armament la Revoluție. Astea sunt povești. Ori ce are mama lui, în continuare, că am văzut documentul și l-am și pus pe pagina de Facebook a Torul Revoluției 1989, ce are mama lui e un document care afirmă negru pe alb ceea ce știm din numeroase povești, că nu e singurul caz nici pe departe, că s-a tras și cu aceste gloanțe speciale care sunt interzise prin Convenția de la Geneva, tocmai pentru că ele provoacă daune foarte grave corpului. Și cazul lui rămâne relevant în continuare pentru Revoluție, întrucât ne demonstrează că aceste gloanțe s-au folosit. Iar instituțiile statului, vă spuneam, 30 de ani au zis nu există nicio dovadă că ele ar fi existat. Ori acum vreo 5 ani, un grup de cercetători a găsit o listă de armament, diferite echipamente, inclusiv gloanțe de 5,60 mm și gloanțe de 5,45 mm și pistoale cu care să se tragă folosind acel calibru, și toate se aflau în gestiunea securității. Ceea ce ne arată clar că ele existau la momentul Revoluției. Mai recent, procurorul din dosarul Revoluției spune: da, așa este, doar că de fapt erau și la armată. Acum, exact ce să înțeleg din treaba asta, nu știu. Nu îmi propun să influențez pe cineva într-o direcție sau alta, doar prezentăm niște informații și cu ajutorul lui Bogdan Stan, Revoluția a triumfat și acum, după ce el a murit, în continuare el e important, pentru că cazul lui și dârzenia mamei lui, care chiar a fost numită o victorie a Lipan a Revoluției, ajută cercetătorii, pentru că până la urmă să aflăm cine erau acești așa numiți teroriști. Suntem foarte aproape de orizont, pe o stradă cu un nume foarte important. Iată, Mihaela Ruxandra Marcu. Iar povestea ne-o spui tu. Da. Sunt nume de străzi în București, multe, care
poartă numele unor eroi de la Revoluție, în militari, în Berceni, în Giulești, în București Noi și în cartierul Drumul Taberei. Acest cartier a fost important la Revoluție și pentru că în apropiere se găsea Ministerul Apărării, iar acolo au fost multe lupte în cadrul psihozei teroriste. Însă, în primul rând, ne oprim la o eroină adevărată a evenimentelor de atunci. Numele a fost dat după Ruxandra Marcu pentru că ea locuia aici, într-unul dintre blocurile de pe această stradă, împreună cu părinții. Și în momentul în care a început revoluția la Timișoara, a vrut să plece acolo cu trenul, dacă nu începea și la București. Părinții, bineînțeles, că erau îngrijorați, nu doreau să-și piardă fica. Ei oricum având destule probleme cu autoritățile și au întrebat-o. De ce? Tatăl ei era balerin la opera din București. A avut ocazia să plece în străinătate pentru că regimul comunist dorea să arate că de fapt iată câtă libertate există în România, oamenii poate să plece și dădeau voie, de exemplu, unor ansambluri de artiști să meargă în străinătate și acolo îi supravegheau să nu cumva să fugă, lucru care se întâmpla periodic. Tatăl ei s-a întors în România, dar avea o anumită supraveghere din partea securității. Securitatea îl urmărea ca nu cumva să fie unul dintre cei care, la următoarea plecare în străinătate, o să fugă. Și a avut parte și de mici interogatorii. Iar cu această istorie în familie, okay, cum se spune că așchia nu sare departe de trunchi, și Ruxandra Marcu era împotriva regimului comunist, la fel ca familia ei. Iar după 15 decembrie, când începe la Timișoara, află de la Radio Europa Liberă și vrea să participe. Iar părinții, într-o discuție, încercând să o determine să nu se ducă acolo, au întrebat: dar de ce vrei tu să faci toate astea? Și ea le-a răspuns: pentru că noi o să facem ce trebuia să faceți voi. Lucru care noi îl știm de când am făcut primul tur al Revoluției și care ne-a impresionat foarte mult și e cumva unul dintre motivele pentru care facem turul Revoluției, această hotărâre a ei. Da. De a se implica, chiar dacă era o alegere foarte dificilă care spunea în pericol viața. Pe 21 decembrie era împreună cu prietenul ei în oraș, se duseseră pentru a face cumpărături de anul nou. Și când au văzut că au început protestele în București, în loc să meargă la magazin, să intre în magazin, au venit pe stradă și au participat la proteste. Iar în jur de ora 17:30 e un camion militar care intră în mulțime și se oprește la sala Dallas acolo. Exact, da. Exact, la sala Dallas. Și se oprește din cauza că lovise oameni și a călcat pe prea mulți oameni și n-a putut să mai înainteze. Iar în această scenă teribilă este prinsă și Ruxandra Marcu. Și așa, părinții și-au pierdut-o pe Ruxandra Marcu. Iar după Revoluție, tatăl ei a refuzat să primească pensie de urmaș, deși avea toate drepturile legale. Mergea periodic la mormântul fiicei lui, a făcut asta până când a murit. De inimă rea pentru ce a pățit fiica lui. Și când era întrebat de ce nu vrea să și ia pensia de urmaș, răspundea: eu nu vreau nimic pe sângele copilului meu. Chestie care și acum mă impresionează. E unul dintre motivele pentru care turul Revoluției pe care noi îl facem întotdeauna gratuit. Și în București, și în Cluj, și în Timișoara, întotdeauna este gratuit. Datorită acestui om care și-a prețuit copilul
extraordinar. Cine e cel care a coordonat operațiunea militară din zona Saladeles, piața Universității? Ministrul Apărării din acea vreme, pe care îl chema Vasile Mirea. Și acum vom merge pe bulevardul care, timp de vreo 30 de ani după Revoluție, a purtat acel nume. A purtat exact acel nume. Iată că vedem denumirea veche, bulevardul Vasile Mirea. Suntem la numărul 13. Da, ne găsim pe fostul bulevard Vasile Mirea, cum i-a fost numele mai mult de 30 de ani, lângă un bloc stalinist, construit în anii 50, o arhitectură interesantă, nu obligatoriu în sens pozitiv, pentru București, după ce regimul comunist vine la putere și armata sovietică ocupă România mai mult de 10 ani, există mai multe cvartaluri construite în București de arhitectură stalinistă. În afară de aici, în drumul Taberei, mai avem și pe Panduri, parcă și acolo ar mai fi asemănător. Pe Bulevardul Sării. Ok. Care e în apropiere. Într-adevăr, se numește Panduri, ai dreptate. Și în București noi. Da. O arhitectură în stil neoclasicist, de tip stalinist, totalitar, care e deosebită. Și cu bine și cu rău. Și în mod ironic, după Revoluție, acest bulevard a primit numele unui general al Armatei Române Comuniste, care a activat și în perioada stalinistă. Cum a primit numele bulevardului, să explicăm. La momentul Revoluției, Vasile Mirea este ministru al apărării. El supervizează represiunea de la Timișoara și trimite mai mulți generali din partea armatei acolo. Bineînțeles, nu doar armata a tras în timișoreni, însă ne ocupăm aici doar de această parte. Și în urma masacrelor care sunt la Timișoara, sunt ucise 72 de persoane și sunt răniți sute de oameni care au rămas cu sechele pe viață. Pe 21 decembrie, el coordonează represiunea din zona Saladeles, piața Universității, trimite 3 blindate să spargă baricada și ele eșuează, revoluționarii dau foc baricadei și reușesc să incendieze o blindată. Apoi vine personal, împreună cu aghiotantul care a relatat în mărturile lui după Revoluție, că ministrul apărării a evaluat situația să vadă de ce nu reușesc să distrugă rezistența din zona intercontinental și că ar fi spus, las că vă arată tata Mirea ce înseamnă un tank. Și ar fi luat atunci pe loc decizia să trimită 3 tancuri peste baricadă, lucru care s-a întâmplat după 12 noaptea și a dus la niște scene absolut groaznice, inclusiv oameni fugăriți cu tancurile prin centrul Bucureștiului. În dimineața zilei următoare, 22 decembrie, sute de mii de oameni se îndreaptă spre centru, câteva zeci de mii sunt deja acolo, iar într-o ultimă ședință a conducerii Republicii Socialiste România, dictatorul e foarte furios și învinuie pe toată lumea că nu s-a înfrânt protestul care în continuare revine în centrul orașului. Învinuie și miliția, și securitatea, și gărzile patriotice, și armata. Iar generalul Mirea, în jur de ora 10, se împușcă și moare. Aici vreau să precizez. Ulterior s-a făcut deshumare, s-a verificat felul în care s-a împușcat, se cunoaște arma cu care s-a împușcat, de unde a venit arma. Lucrurile au fost
lămurită. Da, a fost sinucidere. Lucrurile au fost lămurite și paralămurite, inclusiv după Revoluție, după prima anchetă s-a făcut încă o anchetă. Generalul Minea moare și armata la nivel oficial trece de partea revoluționarilor, e numit un nou ministru al apărării, care acceptă să facă parte din Frontul Salvării Naționale. E, și în această calitate, Ministerul Apărării... Cum se numește? Ministrul Apărării era Victor Atanasie Stănculescu. Okay. El, după ce se sinucide Vasile Milea, este numit verbal de Nicolae Ceaușescu în funcție, care Nicolae Ceaușescu mai rămâne la putere vreo oră. Da. După aia, că după aia, apoi fuge cu elicopter. Victor Atanasie Stănculescu vine aici la Ministerul Apărării și când cei din Frontul Salvării Naționale îi propun să facă parte din noua structură, acceptă. Deci el a fost ministru și în vechea putere și în noua putere. Da. Iar încă din acele momente, armata începe să spună, să transmită mesajul: noi suntem alături de popor, noi nu am tras în oameni. Nu numai la București a fost represiunea armatei, avem și cazul Cluj, unde armata e fie vinovată pentru majoritatea morților, fie pentru toți. Și mai avem exemple. Iar în zilele următoare se propagă mesajul că cumva armata nu a tras în oameni. Deși la nivelul logicii elementare, tancurile care au spart baricada puteau să vină doar de la Ministerul Apărării. Da. Doar că acest minister a continuat această linie și întrucât Vasile Milea a murit la Revoluție, l-au transformat în erou al Revoluției. Și au început să afirme că el de fapt ar fi refuzat să tragă în oameni, deși v-am explicat cam de câte crime este responsabil. Și la sfârșitul anului, Vasile Milea este mormântat cu funerarii naționale și pe prima pagină a principalului ziar liber, care se numea chiar Libertatea, se afirmă că este eroa Revoluției și Frontul Salvării Naționale dă un comunicat în care e considerat eroa Revoluției. Și uite așa... Erou poate pentru că s-a sinucis și n-a mai continuat, dar din alte motive... Da. În acest fel, omul care supervizase represiunea Timișoara, dăduse ordin armatei să intervină, ordin care a fost folosit la Cluj din plin și coordonase el în persoană represiunea din București, niște zile mai târziu a devenit brusc eroa Revoluției și străzi din mai multe orașe au fost numite în amintirea lui, inclusiv un bulevard important din cartierul Drumul Taberei București. Din fericire, până la urmă, acum câțiva ani, s-a schimbat numele acestui bulevard. O secțiune, cea de blocuri, poartă numele unui general interbelic, Paul Teodorescu, și secțiunea fără blocuri poartă numele opozantei Doina Cornea. Acum, de ce Doina Cornea nu merita întreg bulevardul, e o discuție care poate ar merita făcută, însă lăsând la o parte această decizie care nu are legătură directă cu evenimentele din Revoluție, în sfârșit, după mai mult de 30 de ani, numele lui Vasile Milea nu mai este legat de o conotație pozitivă în București. Din păcate, în continuare, sunt mai multe orașe unde el are nume de artere și chiar la 30 de ani de la Revoluție, deci într-un moment în care era clar ce a făcut el atunci, da, a fost dezvelită o statuie în localitatea natală, care se găsește în județul Ardeș și se numește Lerești. S-a spus că el este un fiu al comunei și că merită un bust. Da.
povestea noastră merge mai departe pentru că ne deplasăm spre Ministerul Apărării, unde a activat Ministerul al Apărării, corect, unde a activat Vasile Milea, ulterior iermutându-se la Comitetul Central pe 21 decembrie, unde s-a făcut comandament unic, și ulterior a activat și Victor Atanasie Stănculescu și următorul ministru al Apărării tot în timpul Revoluției, Nicolae Militar. Suntem pe Bulevardul Drumul Taberei, care dă numele cartierului Drumul Taberei din București, iar la momentul Revoluției aici se găsea ansamblul de clădiri care forma Ministerul Apărării Naționale și care era în această parte. De aici, de la Ministerul Apărării Naționale, Vasile Milea supervizează represiunea de la Timișoara. Și apoi, pe 21 decembrie, el merge la Comitetul Central, unde era comandamentul unic. Și în dimineața zilei de 22 se sinucide. În locul lui este numit verbal Victor Atanasie Stănculescu, care vine aici la Ministerul Apărării. Aici sosesc în jurul orei 15, pe 22 decembrie, reprezentanții Frontului Salvării Naționale, care îi solicită să facă parte din noua structură revoluționară și el acceptă. Cumva e momentul în care armata, cel puțin oficial, începe să susțină noua putere. Iar în seara acelei zile începe ceea ce e numit general psihoza teroristă. Și inclusiv aici, la Ministerul Apărării, trăgători necunoscuți, care erau vis-a-vis, încep să execute foc spre minister. Și în noaptea acelei perioade, 22 spre 23, două echipaje de la USLA, Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, vin aici la Ministerul Apărării. Ei apar la sfârșitul anilor 70 ca structură și teoretic trebuiau să se ocupe de eventuale situații teroriste la propriu, care au loc în România. De exemplu, la un moment dat, un grup de români disperați a luat ostateci mai mulți oameni și au cerut ca, în schimbul eliberării ostaticilor, să fie lăsați să plece din România. Erau genul acesta de situații pe care USLA trebuiau să le rezolve. Acum, nu mă pronunț efectiv despre disperarea celor oameni care nu știau cum să fugă din România și recurgeau la acest gen de gesturi, doar spun că în timpul regimului comunist acest gen de gesturi erau considerate teroriste. Și pe măsură ce înaintăm în anii 80, USLA primește diverse funcții suplimentare, inclusiv pentru a participa la represiunea în caz de proteste în țară. Unul dintre ordinele Ministerului de Interne, ordin secret, dar care a fost găsit la arhive, le acordă dreptul de a acționa în misiuni îmbrăcați în uniforma specifică, USLA, în uniformă de miliție sau în haine civile. Ok. Deci dacă la momentul Revoluției vedem o persoană în fotografii în uniformă de milițian sau în haină civilă, în mod oficial, acea persoană, conform legislației a Ordinului de Ministru de Interne, putea fi de la USLA. Ei sunt confirmați de participanți la Revoluție că au acționat și au atacat oameni la Timișoara, la Brașov, la Sibiu, de asemenea că a existat dispozitiv la Craiova și am lăsat la sfârșit Bucureștiul, unde pe 21 decembrie la Sala Daleț ei trag în oameni și sunt persoane împușcate care au depoziție în dosarul Revoluției, spunând: i-am văzut pe cei de la USLA cum m-au împușcat. I-am văzut când
au tras în mine. Am precizat toate astea ca să facem un cadru general al acțiunii Ursula la Revoluție. Și acum trecem la incidentul care a avut loc aici și în care au fost împușcați mai mulți uslași conduși de către Gheorghe Trosca. Întâi voi trece în revistă varianta care după Revoluție a fost promovată de oameni din fosta securitate care erau colegi cu cei de la USLA. Ei susțin că următorul ministru al apărării după Atanasie Stănculescu, Nicolae Militaru, care e numit la scurt timp după, susțin că Nicolae Militaru era un agent sovietic, mai precis GRU al armatei sovietice, și că Gheorghe Trosca participase în anii 80 la deconspirarea lui Nicolae Militaru și atunci acesta a decis să se răzbune pe el și l-a chemat la Ministerul Apărării noaptea. În momentul în care au venit cele două echipaje USLA, a dat ordin să se deschidă focul din dispozitivul de apărare al Ministerului Apărării și cei de la USLA au fost uciși în mod nevinovat, au fost mitraliați și sunt victimele acestei răzbunări. Aceasta e o variantă prezentată la începutul anului 90, care cumva s-a întipărit în opinia publică. Da. Și o prezint ca atare. Există și o a doua variantă care vine de la Ministerul Apărării și pentru ea vom trece vis-a-vis unde este monumentul unui soldat de la Ministerul Apărării ucis la Revoluție. Ne găsim vis-a-vis de monumentul ridicat pentru luptătorii USLA, care apoi a fost declarat eroi ai Revoluției, la cenotaful unui soldat de la Ministerul Apărării, Ciprian Pintea, care a fost împușcat în acele incidente sângeroase. Iar în jur, la momentul Revoluției, blocurile erau pline de gloanțe, pline de urme. Unele dintre ele în continuare se găsesc pe blocuri. Vedem acolo, pe blocul din spatele tău, urmele gloanțelor. Pe cameră poate că nu se văd atât de bine, că e ceva distanță, dar cu ochiul liber le vedem. Și prezint a doua variantă, care vine din partea celor din Ministerul Apărării și a apărut în mai multe reviste ale intitulate, acele reviste Armata Poporului, iar apoi a fost preluată și într-o mică parte din presă. Ei susțin că cele două echipaje USLA au venit nechemate la Ministerul Apărării. Odată ajunse aici, au rămas cu farurile stinse și după aproximativ jumătate de oră a fost trimis un tank să le identifice, să vadă ce e cu ele, pentru că periodic erau focuri trase din blocurile de vis-a-vis către Ministerul Apărării, se răspundea cu foc, erau incidente teroriste în urma cărora mulți oameni și-au pierdut viața, inclusiv soldatul pe care îl avem în acest monument. Odată ce tancul s-a apropiat și a pus un far pe cele două transportare blindate, cei de la USLA au deschis focul, tancul a răspuns cu foc, au fost mitraliați și o parte dintre ei au fost uciși, 7 dintre ei, și o altă parte din cei care făceau parte din USLA au scăpat, ei au trăit după Revoluție. Avem aceste două variante foarte diferite, le prezint ca atare și nu mă pronunț, doar vreau să aduc celor care ne privesc trei informații care sunt cu siguranță adevărate, pe care le am din... Fiecare o să-și aleagă după aia opinia. Da, le am din discuții cu cercetători de la CNSAS. Prima informație este că Gheorghe Trosca și Nicolae Militaru nu s-au cunoscut niciodată. Nu au activat împreună în aceeași instituție sau ceva de genul acesta. A doua informație care vine, subliniez, de la cercetători în arhivele securității, inclusiv istoricul Mădălin Hodor, nu există niciun document care să ateste în vreun fel că Nicolae Militaru a fost spion sovietic.
sunt conștient că această informație este foarte prezentă în opinia publică. Este. Doar că cercetătorii care au fost cu documentele în față spun foarte clar, nu există documentul, niciunul. Și a treia informație, care poate fi văzută chiar în filmările făcute la locul faptei și când trupurile celor de la USLA uciși au fost profanate și au fost tratate într-un fel în care niciunul dintre noi nu ar dori să fie tratat, cu siguranță s-a scris pe transportare blindate teroriști. E, un lucru pe care puteți observa și în acele filmări este că Gheorghe Trosca, care era în USLA, care aparținea de Ministerul de Interne, este îmbrăcat în uniformă de Ministerul Apărării. Deci el a venit aici îmbrăcat în uniformă de Ministerul Apărării. Din ce motiv, nu mă pronunț, doar că e un fapt certificat și de martori și de filmări. Da. Mai departe, cred că aceste lucruri, aflarea adevărului complet, ține de cercetători și de istorici. O abordare pe care avem la Turul Revoluției este să avem smerenia necesară să spunem, noi nu știm. Noi vă spunem povestea Revoluției, vă vorbim despre oamenii obișnuiți de la Revoluție, dar în privința lucrurilor cu implicație în macroevenimente, noi nu știm. Și sperăm că istoricii și cercetătorii vor afla adevărul și cu siguranță ei trebuie să facă asta pentru toți cei care au fost uciși atunci, chiar și pentru cei de la USLA. Ne aflăm în București, la cimitirul civil Ghencea, lângă biserică, într-o zonă centrală a cimitirului. Se găsește mormântul ultimului dictator comunist al României și vom vorbi despre viața lui, vom face o cronologie a fiecarei zile pe care a trăit-o în timpul Revoluției, iar apoi o să discutăm despre felul în care oamenii își amintesc perioada comunistă. Pentru început, Nicolae Ceaușescu se naște într-un sat sărac din Oltenia în anii 20 și are parte de o educație precară. Face doar puține clase de școală. Există criticii săi care spun că era o persoană necitită. Da, este adevărat. Doar că raportat la media acelei perioade, el era chiar puțin mai citit, întrucât majoritatea erau analfabeți. Da. În ciuda eforturilor de alfabetizare făcute încă de pe vremea lui Cuza, societatea anticomunistă era majoritar analfabetă. Spre sfârșitul anilor 30 se depășește pragul de 40%, peste care se consideră că procesul de alfabetizare devine irreversibil. Dar abia regimul comunist e cel care alfabetizează complet populația României. Deci a început la Cuza, s-a terminat în comunism. Da, da. Nicolae Ceaușescu în adolescență devine membru al Partidului Comunist, care se afla în ilegalitate. Este arestat de poliție, este maltratat. Partidul Comunist era ilegal încă din anii 20 pentru că milita pentru dezmembrarea României. Considera că Transilvania trebuie dată înapoi Ungariei, Basarabia Rusiei, Uniunii Sovietice, sudul Dobrogei Bulgariei și din această cauză a fost declarat ilegal. Însă atenția autorităților s-a extins asupra a orice încadrau ele ca fiind suspect de bolșevism, se numea. Fie că erai comunist sau social-democrat și social-democrații erau declarați anticomuniști și antisovietici, fie că erai sindicalist, de exemplu, și erai într-un sindicat independent, erai suspectat de poliția din vremea aceea și de serviciul secret de atunci, siguranța. Și asta o să aibă ulterior impact asupra felului în care
autoritățile se raportau la ei. După ce comuniștii vin la putere, Nicolae Ceaușescu urcă pe scara ierarhică. Se spune în popor că comuniștii au venit pe tancurile sovietice după ce lovitura de palat a regelui Mihai a înlăturat ultimul dictator anticomunist care impusese în România un regim fascist care a cauzat Holocaust. Și după venirea comuniștilor, Nicolae Ceaușescu, în ciuda originii sale umile și a oprimării la care fusese supus și ca persoană și ca grup împreună cu comuniștii, a folosit aceleași metode împotriva altor oameni modești. În anii 50, împreună cu un detașament de militari, a tras în țăranii care nu vreau să intre în colectiv, în localitatea Vadu Roșca din județul Vrancea, de exemplu. Arc peste timp, în anii 80, în ciuda originii sale modeste, Nicolae Ceaușescu nu a ezitat să impună niște lipsuri groaznice populației. Tăierea căldurii până temperatura putea să, în apartamente putea să îngă sub 10 grade, se tăia curentul electric periodic, gazele se opreau și există documente care confirmă că el nu doar era la curent cu ce se întâmpla, ci ordona aceste măsuri. Sunt conștient că în opinia publică încă circulă informații eronate că nu ar fi știut. Cine e curios, lasă un comentariu în filmuleț aici pe YouTube și îi pune la dispoziție exact stenograma. Eu, într-una dintre ele, el chiar spune: e un consum prea mare la populație, ia să mai stea oamenii și într-o singură cameră. Alimentația în acea perioadă în care foarte multe produse de bază nu se găseau, era prezentată sub forma de alimentație științifică rațională. Cumva era științific să mor de foame. Și ajungem la momentul anului 1989. Toate lipsurile acestea erau prezentate ca fiind făcute pentru a plăti datoria externă, ca să devenim independenți. Aceasta se achită în aprilie 1989 și după ce se încheie achitarea, nu s-a schimbat nimic. Erau aceleași lipsuri. Da. Deși întreg deceniul s-a spus să se achite datoria externă și după aceea nu s-au schimbat lucrurile. În decembrie 89, pe 15, trebuie evacuat preotul reformat Lazlu Tecăș, care criticase regimul. Situația lui era bine cunoscută până la vârful partidului, pentru că afecta imaginea internațională a României. Și într-o prima etapă s-a considerat că lucrurile vor merge în liniște. Au ezitat pe 15 decembrie, că erau oamenii adunați în față. Pe 16, când au vrut să le evacueze, era în liniște, deja nu se mai putea, pentru că erau sute de oameni, care au devenit mii de oameni, care protestau vocal. Nicolae Ceaușescu era la curent cu tot ce se întâmpla prin rapoarte ale securității. Și pe 17 are loc o ședință în care el ordonă să se tragă în oameni. Și în acest caz avem documente, inclusiv înregistrarea audio. Da, teleconferință. El spune textual lucrurile astea. Iar ministrul apărării, ministrul de interne, șeful minței, șeful securității execută. Și apar primele asasinate în Timișoara. Convins că protestul va fi zdrobit, pleacă într-o vizită planificată din timp în Iran și o lasă pe soția lui să supravegheze situația. Aceasta, Elena Ceaușescu, pe 18 decembrie, ordonă ceea ce avea să fie cunoscută ca operațiunea Trandafirul. Peste 40 de trupuri ale timișorenilor uciși sunt furate din morgile orașului.
aduse în secret la crematoriu cenușa din București, arse, și cenușa e aruncată într-o gură de calan de la Popeșile Ordeni, în dimineața zilei de 19 decembrie. Începea ștergerea urmelor Revoluției. Pe 20 decembrie Nicolae Ceaușescu se întoarce în România și văzând că situația din Timișoara nu fusese pusă sub control, din contră, a apărut o organizație revoluționară, acolo, în seara acelei zile, ține un discurs în care oficial, pentru prima dată, cineva din regimul comunist român recunoaște că se întâmplă ceva la Timișoara. Și chiar numește evenimentele ca fiind huliganice, și apără represiunea care avusese loc și care însemnase împușcarea sute de oameni, din care 72 fuseseră uciși. Iar în dimineața zilei 21 decembrie, la ordinul său, se desfășoară mitingul din București. El se găsește pe balconul, la balconul din Comitetul Central, vede cum e întreruptă manifestația, își dă seama că sunt grupuri de oameni care au întrerupt-o și că pentru a menține situația sub control se poate baza doar pe cei din față. Iar în continuare, după ce se calmează situația, el revine, ține discursul și apoi face un comandament unic la Comitetul Central prin care supervizează represiunea din București, care a fost făcută de la Ministerul Apărării de ministru, venit acolo la Comitetul Central, de șeful securității, șeful miliției, gărzile patriotice. În noaptea de 21 spre 22 decembrie doarme în Comitetul Central, tocmai ca să se asigure că rezistența de la Intercontinental, 500 de metri în linie dreaptă față de Comitetul Central, este zdrobită. Și într-adevăr a fost zdrobită la propriu, cu blindate, cu tancuri, s-a călcat peste oameni. Iar în dimineața zilei de 22 decembrie află cu surprindere că alte mii de oameni, ulterior zeci de mii de oameni, vin spre centru. Când este informat că unii se deplasează cu metroul, el replică să se dea cu gaze în metrou. Cam asta era poziția lui. La 10 dimineața are loc ultima ședință a conducerii partidului și el demonstrativ spune: dacă nu mă susțineți, îmi dau demisia. Și chiar în ceasul al 12-lea obține susținerea conducerii încă o dată. Ei au mers în aceeași barcă cu dictatorul până la capăt. La ora 10, ministrul apărării, care coordonase represiunea în noaptea precedentă, se împușcă și la ora 11, când deja erau mii de oameni, zeci de mii de oameni în fața Comitetului Central, pe de-o parte se anunță la televiziune moartea ministrului apărării ca un fel de exemplu pentru ceilalți din armată, să fie atent, să rămână loial până la capăt, și pe de altă parte, undeva la vreo jumătate de oră după, dictatorul este cu un megafon la același balcon să vorbească mulțime. Deci exemplul ăsta era dat de partea lui Ceaușescu, da, ca să meargă în continuare să susțină, da, idealul. Da, încă aveau control asupra televiziunii, se emite un decret, okay, pentru declararea stării de necesitate, că el era ilegal întrucât nu respecta niște pași, e o altă discuție. Okay. Și decretul e citit la televiziune și se anunță și moartea prin sinucidere a, okay, lui Vasile Milea. Iar apoi, la o scurtă perioadă după, Nicolae Ceaușescu, cu zeci de mii de oameni afară care scandează, se gândește: ia să le vorbesc. Și iese pe balcon cu megafon. Se aruncă spre el cu diverse obiecte, unul ratează. Este și o fotografie făcută atunci. Din nou, și acest lucru îl știm clar că s-a întâmplat și știm clar care era reacția oamenilor când el încerca să le vorbească. Ordonă chemarea două elicoptere prin care să fie evacuată întreaga conducere a Partidului Comunist pentru a fugi de acolo, că erau înconjurați de deja peste 100.000 de oameni.
Elicopterele trebuiau să aterizeze undeva și zona nu era potrivită pentru așa ceva, așa, și din această cauză au rupt antenele de pe una dintre terasele actualului Minister de Interne. Un singur elicopter a reușit să coboare, a luat o parte din conducerea Republicii Socialiste România și în momentul în care el deculează, deja revoluționarii erau pe aceeași terasă. Ei nu ajung să-l oprească, din fugă pe dictator, însă din nou ne arată care era opinia populației față de, față de el. Pe de o parte, pe de altă parte, ne indică dezorganizarea care domnea, că al doilea elicopter nu a mai reușit să aterizeze și, de exemplu, primul ministru nu a reușit să se urce și e prins de revoluționar primul ministru și forțat să-i dea demisia. Mai departe, Nicolae Ceaușescu zboară cu elicopterul la reședința de la Snagov, unde dă mai multe telefoane pentru a afla situația din țară. Și deja în marile orașe erau manifestații. Iar mai departe el continuă deplasarea, decide deplasarea mai departe cu elicopterul spre direcția nord-vest. Aici trebuie să fac o precizare, că s-a vorbit foarte mult de destinația acelei. Da, cam unde voia să ajungă, da. Cu smerenie trebuie să spunem, nu știm. S-au făcut Sunt presupuneri. Mai multe presupuneri. Da, s-au făcut presupuneri. Ele merg începând cu unitatea militară de la Boteni, mai departe spre Târgoviște, Câmpul Lung, Mușcel. Documente descoperite în Arhiva Securității de Cercetători spun că exista o rută de evacuare care mergea până în Abrud, în munții Apuseni, unde existau niște zone considerate bune pentru a continua rezistența. Când a plecat din Comitetul Central, martorii povestesc că a spus că el pleacă să facă rezistență. Per total, cu onestitate, eu spun nu știm. Eu nu știu, cel puțin, nu pot spune cu certitudine unde dorea să ajungă, putem doar presupune. E dus în unitatea militară de la Târgoviște și ținut acolo, pe fondul psihozei teroriste, incidentele cresc, se spune că unitatea militară, asupra unității militare unde era ținut, s-a tras în fiecare dintre nopți, 22 spre 23, 23 spre 24, 24 spre 25, se trăgea ca la bala muc în București și nu doar în București, s-a tras chiar din cimitirul Ghencea către spatele Ministerului Apărării, tot de aici, din zona asta, de pe, vis-a-vis de cimitirul Ghencea, s-a tras spre unitățile militare din Rahova și situația care, în mod ironic, se întâmpla în cimitirul ulterior, avea să fie el înmormântat, era replicată și în zona televiziunii și în zona Comitetului Central. Iar, până la urmă, cei din conducerea frontului au luat decizia să-l execute. Și pleacă un complet de judecată spre Târgoviște. Aici noi relatăm lucrurile onest. Completul de judecată a plecat din București cu decizia luată. Ajunși acolo, ei au ceea ce oficial a fost numit un proces, dar toată lumea este de acord că nu a întrunit normele legale. I se aduc o serie de acuzații, printre care genocid, subminarea economiei. Este găsit vinovat și executat. Executat și așa se termină o epocă. Și așa este ucis omul numărul 1 din regimul comunist, care cunoștea toate secretele. Avem o mărturie interesantă a șefului unității militare de la Boteni. El a povestit că la un dat, prin aparatul de emisie recepție, li s-a solicitat ca elicopterul prezidențial să aterizeze în curtea unității militare. A cerut acordul ministrului apărării din București, care a zis nu, nu-i da voie să aterizeze. Și atunci elicopterul aterizează undeva în zona Boteni, dar nu la unitatea militară,
și dictatorul își continuă traseul cu o mașină. E interesantă această situație pentru că ne arată un lucru. Nici ministrul apărării nu știa ce să facă. Dacă ar fi vrut să-l aresteze. El în momentul ăla apucase să fie de partea noastră, să zic formal, așa? Formal, armata era cu poporul. Ok. Dar la nivelul situațiilor practice, ministrul apărării nu știa cum să acționeze. Atunci ar fi avut ocazia perfectă să-l aresteze. Da. Și nu a făcut-o din motivul pe care îl știm toți. Nu știa ce să facă. Da. Nimeni din instituția statului nu știau cum să procedeze. Șeful securității și cu șeful Marelui Stat Major erau prinși în Comitetul Central cu revoluționari. Nici ei nu știau cum să acționeze. Era o situație absolut nouă în care, pentru câteva ore, poporul a avut puterea în toate instituțiile. Da. Dictatorul și cu soția continuă cu o Dacie spre Târgoviște. La un moment dat se schimbă mașina. E interesant că fiecare persoană care îl conducea pe dictator și cu elicopterul și ulterior și cu mașina nu acționează împotriva lui, nu încearcă să-l aresteze, nici nu susține, ci se străduiesc să scape de el cu diferite pretexte. Șeful elicopterului, care era de fapt șeful aviației, flotei prezidențiale, îi spune că au fost detectați și trebuie să aterizeze. În niciun moment nu îi spune că rămâne cu el până la capăt sau că o să-l aresteze, ci doar încearcă să scape, să scape de el. O primă persoană îi duce cu Dacia, un om care, evident, a avut șocul vieții lui în momentul atunci. Și la fel, la un moment dat pretextează că i s-a stricat mașina. Vine o a doua mașină care îl ia și ajung în Târgoviște, deja circula zvonul că se află pe acolo. Încearcă să intre la sediul securității, cei de acolo nu știu ce să facă, șeful de miliție nu știe ce să facă, armata nu știa ce să facă. Singurii care erau decisi să facă ceva au fost revoluționarii din Târgoviște. La un moment dat îl zăresc pe dictator într-o Dacie și îi atacă cu pietre. Și șoferul e nevoit să accelereze ca să nu îi linșeze. Ies din Târgoviște, așteaptă la marginea unei păduri. Se spune că acolo Elena Ceaușescu a văzut o vulpe și s-a speriat și a zis: Nicule, trebuie să plecăm de aici că ne mănâncă lupii. Lucru care l-a figurat, putem spune că s-a întâmplat. Da. Până la urmă revin în Târgoviște, intră în sediul securității. Comandantul de acolo nu știe ce să facă, încă o dată, era deja trecut de 6 seara și până la urmă vine comandantul unei unități militare a armatei care îi spune dictatorului: vă luăm sub protecția noastră. Și din nou trebuie să observ că nici nu-l susține, nici nu-i zice că l-arestează. Îi spune doar: vă luăm sub protecția noastră. Cred că asta, cu alte cuvinte, cam asta înseamnă, presupun și eu. Bineînțeles că, la nivel practic, ce s-a întâmplat, da, în următoarele zile era un arest. Da. Dar nimeni din conducerea nu-i statului spune, te arestăm, nu știau ce să fac. Okay. Toți se temeau în continuare că persoana care a fost la putere 25 de ani, respectiv regimul comunist care fusese la putere jumătate de secol, e posibil să se întoarcă împotriva lor. Da. E posibil să sufere ceea ce suferiseră oamenii zeci de ani. S-a spus că peste 60.000 de persoane au fost ucise. Referirea pe care o face procurorul era un zvon care circula că atâția oameni fuseseră uciși începând cu protestele din Timișoara. Zvon care acum știm că era fals. Însă să vedem ce s-a întâmplat în regimul comunist. De exemplu, în anii 50, pentru ca
autoritățile să pună mâna nu doar pe puterea politică, ci și pe cea economică, a fost o colectivizare care s-a făcut forțat. Peste 100.000 de oameni au fost băgați la închisoare. Asta știm după documente. Pe măsură ce se descoperă mai multe documente, crește numărul lor. Au fost, din acești peste 100.000, câteva zeci de mii au fost practic uciși în sistemul carcerar românesc. De asemenea, istoricul Marius Sopra estimează că undeva între 5 și 7.000 de oameni au fost executați fără minime formalități legale în acea perioadă. Regimul comunist atunci a zis: nu vom respecta nici măcar propriile legi. Pe ăștia estimați la 5-7.000 de oameni, îi împușcăm direct. Apropo de acuzația de genocid, deja în anii 50 discutăm de zeci de mii de oameni uciși de regimul comunist, pe a cărui scară ierarhie Nicolae Ceaușescu urca. El ajunge secretarul general al partidului și omul numărul 1 în România și ia două decizii care practic interzic avortul. Femeile puse în această situație imposibilă de a crește un copil într-o situație socială foarte dificilă, recurg la avorturi ilegale. Practic, peste 10.000 de femei sunt ucise de politica natalistă a regimului comunist, printre care chiar Nicolae Ceaușescu a fost unul dintre inițiatori. Și din nou, și aici, avem stenograme care arată poziția lui Nicolae Ceaușescu. El a fost unul dintre susținătorii fermi a interzicerii avortului și practic a contribuit la moartea peste 10.000 de femei. Granițele sunt închise de regimul comunist, era atât de bine în țară încât nimeni nu trebuia să cumva să fugă. Și apar frontieriști, cei care încearcă să treacă ilegal frontiera. Se estimează că sunt câteva zeci de mii de oameni uciși la frontiere, încercând să treacă ilegal. Anul 1989 este vârful trecerilor ilegale din toată perioada comunistă. Atunci au crescut exponențial numărul celor care încercau să treacă cu orice, cu barca, în not, încercau să treacă pe jos, prin heleștee, și sunt zeci de mii de oameni uciși de politica Partidului Comunist de a ține granițele închise și de a-i priva pe oameni de dreptul de liberă circulație. Până și avioane s-au deturnat. Da, exact. Tocmai exact. Ca să... Da, da. Iar toate aceste exemple nu sunt singurele. Pentru că avem situația copiilor din orfelinate. Aceasta e o chestiune puțin cunoscută, care abia în ultimii câțiva ani a început să fie cercetată temeinic. Se estimează că erau peste 100.000 în peste 700 de orfelinate în România, copii orfani, care aveau probleme și erau cu dizabilități. Și exista o posibilitate ca 60% dintre ei să moară la câțiva ani după ce erau internați. Până acum s-au descoperit documente pentru mii de copii care au fost uciși în ceea ce putem estima că era un sistem de exterminare a unor ființe care nici nu puteau să se apere, nici nu aveau consimțământ. Erau copii de un an, doi ani, trei ani, patru ani, abandonați de părinții care nu puteau să-i mai crească și care fuseseră anterior obligați, femeile fuseseră obligate să îi nască din cauza politicii de natalitate. Pe măsură ce avansează cercetarea privind situația în orfelinate, cu siguranță numărul copiilor uciși va crește foarte mult în acest sistem. Și din nou, și aici putem discuta de acuzația de genocid. Doar că, revenind la procesul pe care l-a avut Nicolae Ceaușescu pe 25 decembrie, într-adevăr, el nu a întrunit normele legale. Erau multe alte acuzații cu temei care îi se puteau aduce și nu s-a făcut atunci. Ci abia ulterior și chiar în ziua de astăzi, cercetând documentele, se face această
recuperare morală din care vedem că zeci și zeci de mii de oameni au fost uciși de regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Numărul nostalgicilor este în continuare foarte mare. Foarte mare însemnând că se apropie de 50%. În întreaga perioadă după căderea regimului comunist, numărul a variat undeva 50% plus minus 15%, cam așa. Pe dată cobora sub 40, altă dată urca peste 50. Și pe noi la Turul Revoluției 1989 ne-a preocupat asta, ne-a preocupat nostalgia oamenilor pentru acea perioadă. Am avut o dezbatere cu doi specialiști care se găsește pe pagina noastră de Facebook, printre care era și antropologa Monica Stroie, care s-a specializat în ostalgie. E un termen care a apărut în Germania, care combină denumirea de nostalgie cu numele Est, din Germania de Est comunistă, care în germană se spune Ost și iese ostalgie. Sunt cei care cercetează nostalgia după perioada socialistă. Și ea ne-a explicat că nostalgia este în primul rând despre prezent. Este despre nemulțumirile oamenilor din prezent, prin care ei se refugiază la un punct de reper din trecut, care să-i ajute să facă față greutăților de acum. Oamenii nu sunt nostalgici doar după perioada comunistă. Sunt oameni nostalgici după regii României. Sunt oameni nostalgici după dictatura fascistă din al doilea război mondial, care a ucis între 200 și 300 de mii de oameni. Avem chiar oameni nostalgici după perioada medievală, pe care, evident, nu au trăit-o. Sunt oameni care cumva sunt nostalgici după Ștefan cel Mare, care mai nou e și sfânt, a fost declarat și sfânt. Nu e doar un conducător militar remarcabil, un politician abil, este și un model de viață. Ori știm din cuvintele cronicarului, în acest caz, că la un moment dat Ștefan cel Mare a tras cu săgeata și un copil care se afla în zonă a tras mai departe ca el. Așa că Ștefan cel Mare l-a ucis pe acel copil. Sunt oameni nostalgici și după acea perioadă. Pentru că, de fapt, nostalgia, cum a explicat antropologa Monica Stroie, despre prezent. Din cauza greutăților din prezent, ne refugiem într-un anumit trecut. Cel mai accesibil e cel al tinereții noastre. De aceea, în primul rând, există nostalgia după perioada comunistă și a lui Nicolae Ceaușescu. Dar greutățile din prezent sunt cele care ne determină această atitudine, să-i spunem, reflexivă. Și, în schimb, la momentul Revoluției, când Nicolae Ceaușescu a fost executat, nu găseai pe cineva care să plângă după el. Au fost câți oameni care au plâns de bucurie, dar nu de tristețe. Pentru că era un anumit nivel de așteptare și erau niște idealuri pentru care s-a luptat, oamenii au luptat. Ce s-a întâmplat cu idealurile Revoluției? Pentru ce au ieșit oamenii în stradă și au obținut asta? Dacă ar fi să rezumăm într-un singur cuvânt de ce au ieșit oamenii în stradă la Revoluție, ar fi pentru libertate. Libertate de toate felurile, pentru toată lumea. Când mergem în adâncime, începem să vorbim de drepturi civile, drepturile omului și drepturi sociale. În prima categorie, libertate de exprimare, alegeri libere, libertatea de a te organiza într-un partid și libertatea presei, putem continua. E o discuție în ce măsură ele funcționează. În ce măsură politica funcționează în favoarea cetățeanului în ziua de astăzi, în ce măsură politicianul este responsabil în fața omului. Pentru că da, știm bine că în timpul regimului comunist oamenii nu aveau nicio șansă să-i facă pe politicienii comuniști responsabili. Dar asta nu e o scuză ca defectul de atunci să se mențină în continuare. Și avem a doua categorie de drepturi, cele sociale. Dreptul la sindicat, libertatea, dreptul de a intra, de a organiza grevă,
până la urmă, dreptul de a avea un trai decent, în esență. Și aici, din nou, România este una dintre cele mai sărace țări ale Europei. Avem o rată a sărăciei foarte crescută. E adevărat că locul din care am pornit era foarte jos. Însă, în continuare, e foarte multă nemulțumire și din cauza lipsei de solidaritate care există în societatea românească. Sunt multe filmări de la Revoluție în care oamenii reclamă discrepanța care exista între nomenclatură, între cei de sus, care trăiau bine mersi, cărora nu li se tăia căldura, gazele, care aveau de mâncare prin magazine cu circuit intern, și nivelul general al populației, care suferea de toate aceste lipsuri. Și ei spun, nu vrem să mai fie cum a fost. Ori în România, discrepanța între bogați și săraci, nu doar că... Era foarte mare. Da, nu doar că era mare atunci, acum a crescut și mai mult. Și, din nou, e o chestiune care nu a fost rezolvată și motivele pentru care oamenii au ieșit în stradă la Revoluție și au răsturnat dictatura comunistă, idealurile pentru care s-a murit, sunt lucruri care ar trebui să nască în continuare o discuție în societatea românească. Și abia când ele vor fi atinse, vom putea discuta despre oameni mulțumiți și care nu mai privesc cu nostalgie spre un trecut.